ședința ordinară din luna iunie. O ședință ordinară, și diverse la final, stabilită în ziua de Sfântul Petru și Pavel. Aș vrea cu această ocazie să transmit la mulți ani tuturor celor care își poartă numele de Petru și Paul și derivate din, aceste nume și poate ne luminează să înțelegem mai bine ordinea de zi și să fim în folosul, să venim în folosul cetățenilor. Domnule președinte, doamna secretar, vă rog cum o să trebuiați... Da, mulțumesc, domnule primar. Doamna secretar, o să facem introducere până să ne aducă colegii ca să fie bine. Deci, bună ziua, stimați colegi, stimați invitați. Avem, începem cu supunerea la procesului verbal din ședințele anterioare, sau din ședința anterioară, după care vom da citire convocatorului de astăzi. Și cu acceptul și bunăvoința dumneavoastră trecem la treabă. Da? Da. Bună ziua, domnul consilier. Bună ziua tuturor. Constatăm că sunt de multe considerare pentru desfășurarea acestei ședințe și, așa cum am început și domnul primar și domnul președinte, deschidem ședința. La materialele de la comisie ați avut procesele verbale. Dacă sunt discuții pe ele, sunt discuții pe proces verbal? Nu. Dacă nu, presupunem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumim. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să știu cine lipsește acolo. Bravo. Bravo. Da, și domnul George, l-am văzut, e de drum. Și George, bine? Da, și domnul Cicălar. Aici nu știu, sigur. Colegii să vină... Dacă ceva. Da? Prezența? Ajunge la noi? Da, cine e? Cine se da. Da, până semnează domnul Dice și până constatați că avem vorul necesar ședinței. Da. Uitați la toți colegii noștri. Deci, din câte am înțeles de la doamna secretară, avem... Avem proiect suplimentare în ordine de zi. Avem încă un proiect și anume. Sunteți puțin atenți, vă rog. Deci avem un proiect pe ordinea de zi suplimentată, care este un proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SC Ecosud S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Eu vă spun sincer, am trecut puțin înaintea ședinței cu doamna secretar, l-a prezentat și am, m-am uitat puțin, este un proiect foarte bun și pentru comunitate. Din câte am văzut, așa grosso modo, se dorește scăderea taxelor pe salubritate undeva de aproape de 50%. Deci aici, dacă dorește domnul primar să prezinte în plus față de aceasta, e deci punem la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul acesta. Cine este pentru? Da, mulțumim. Da. Cu acordul dumneavoastră, o să dau citire convocatorului de astăzi, până se amează și colegii, deci de acord, ca să câștigăm puțin timp. Deci, conform dispoziției primarului, numărul 125 din 22.06.2023, sunteți invitați, așa cum bine ați primit informația de la secretar, să participați la ședința de astăzi. Așa, și pe ordine proiecte, ordine de zi, privind convocarea Consiliului Local, ședința ordinară pe data de 29.06.2023, cuprinde 9 plus 1 suplimentat 10 proiecte pe ordinea de zi, plus diverse. V-aș ruga, înainte să procedem la treabă, să vă gândiți fiecare de dumneavoastră și dacă sunt discuții pe subiecte diverse, să ne le aduceți la cunoștință pentru a le putea lua în considerare. Da, vă rog. Prezentat un proiect la divers. La divers, bine. Mai este cineva care dorește să ia cuvântul la divers? Are ceva de transmis? Nu.
domnul Mocanu, domnul Golaie și domnul Ghițu. Ok. Da, și domnul Stoian. Deci mergem așa, domnul primar, domnul Nicușor Mocanu, domnul Golaie, domnul Ghițu Pușcă Largă, da? Da, dar în ordinea scrie. Mai este până ajungă. Da. Ce spunem și ce ședeți? Iau de la dreapta. Păi ia de la dreapta. Dreapta ați observat că s-a întărit puternic în ultima vreme, deci e de bine. Dar nu în ordinea mărguntă. Nu în ordinea mărguntă. Dar mă bucur că sunteți veseli astăzi, dar m-aș bucura să încheiem la fel de vesel. Și dacă sunteți de acord, trecem la primul proiect de pe ordinea de zi. Da, scuze. Da, de dacă vreți să mai dau citire, da, doriți să vă dau citire ordinii de zi? Oricum o vom discuta pe fiecare proiect în parte și atunci domnul primar sau cine este inițiatorul, aici domnul primar le va explica. Da, supunem la vot ordinele de zi suplimentar. Cine este pentru? Da, mulțumim. Mulțumim frumos. Deci, domnule primar, avem primul proiect al cărui inițiator sunteți dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2023. După cum știți, că avem ceva timp petrecut pe aici, știți care este procedura. Vă rog, spuneți. Deci, după cum știu, domnul consilier Ion Țurcușanu. Da, mulțumesc. Domnul Mocanu. Eu propun pe domnul Eștimir. Mulțumesc. Mai sunt și alte propuneri? Supunem la vot propunerea domnului consilier Butacu. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5. Supunem la vot propunerea domnului Nicușor Mocanu. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Și anume proiect de hotărâre, domnilor consilieri, vă rog puțin atenție, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde, piste pentru biciclete în comuna Buci, domnul Mocanu. Da, dă-l afară. Nu dă-mă afară, că e bun. Și înființarea stației de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Buci, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, puncte de reîncărcare vehicule electrice, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în cadrul PNRR componenta C10, fondul local și cheltuielilor aferente acestui proiect. După cum bine știți, acest proiect a mai fost propus pe lumea de zi. Dacă domnul primar dorește să prezinte și alte aspecte care ne-ar putea convinge să luăm o hotărâre pertinentă, e invitat să o facă. Domnule primar. Nu știu dacă ar fi hotărâre pertinentă din partea noastră. Da, așa cum spunea domnul președinte, acest proiect de hotărâre a mai fost... Am mai fost dezbătut într-o ședință anterioară, motivat de faptul că avem corespondență între minister și OATE, așa cum este și coleg. Vreau să completez. Vreau să completez ca și argument introducerea pe, din nou în această ședință. Știți foarte bine, sau partea noastră știți foarte bine, că aceste piste de biciclete cu aprobarea dumneavoastră a fost, acest proiect de piste de biciclete a fost depus cu aprobarea noastră către Minister prin linia de finanțare pe PNRR, transformat din alei pietonale în piste de biciclete. Aceste trotuare, să zicem așa, fac legătura între instituții publice, gen școală, dispensar, biserici, primărie, în satele Buhoci, Bijghir, că așa a fost propunerea și așa a fost ghidul de finanțare. Mai mult decât atât, în zona magazinului din Buhoci, unde apare discuția acelei parcări improvizate prin proiect,
se dorește a se stabili o stație de parcare și încărcare a acelor vehicule, trotinete, motorete, ATV-uri, ce ori fi, nu știu, mai mult decât atât punem în legalitate și acea parcare, să evităm discuții și tot ceea ce a fost negativ până acum. Mare cam despre asta este vorba. Pe partea cealaltă că s-a semnat contractul de finanțare. Până acolo a fost tot ok, tot sprijinit de consiliul local. Suntem în zona în care momentan blocăm niște bani alocați prin PNRR, prin acest proiect. Nu știu unde se va ajunge. Vă rog frumos, nu luați-o ca și o amenințare. Dar regula de bază asta este, ați auzit-o și noastră la diferite televiziuni. Banii sunt alocați, nu sunt cheltuiți. Mai mult decât atât, noi i-am solicitat, ni s-au acordat și îi blocăm la ora actuală. Da, după cum am observat, sunt câteva discuții pe acest proiect și este domnul viceprimar, după care urmează domnul consilier Pușcălasă și domnul Ionuț Odovișteanu. Deci domnul vice și domnul consilier Pușcălasă și după aia domnul Mocan. Vă rog, domnul. Da, eu cred, așa cum a spus și la ședința trecută, când s-a mai prezentat acest proiect de hotărâri, părerea mea este că acest proiect trebuie să fie votat. Rugămintea mea este pentru toți consilierii să votăm acest proiect, pentru că prezintă numai avantaje pentru cetățeni și pentru comunitate. Acea pistă de biciclete care este pe tronsonul pe care l-a explicat și l-a spus domnul primar, care face legătura între instituțiile, unele instituții din comună, școală, biserică, primărie. Dacă cei care sunt așa un pic mai apropiat de vârsta mea și care sunt și din Boci, locuitori, adică născuți aici în Boci, cred că vă aduceți aminte că noi am avut nu pistă de bicicletă, dar trotuar. Era chiar foarte frumos, chiar se plimbau tinerii, bimânuți, în stânga, dreapta, era un lucru foarte bun și foarte necesar pentru comunitate și eu zic că în continuare este un lucru foarte necesar pentru comunitate. Această pistă de biciclete este în interesul cetățeanului din comuna Bucovina. Un alt avantaj este faptul că acești bani vin din comunitatea europeană. Deci, dacă noi nu vrem să cheltuim niște bani care vin din comunitatea europeană, nu avem o mare problemă. Nu fac comentarii mai multe vis-a-vis de acest lucru. A treia chestiune este legat și de faptul că putem intra în legalitate cu stația, acea stație făcută de către, la inițiativa unor cetățeni din comuna Boci, sprijinit și de aportul celui care are magazinul și de primărie, este stradă și de primărie. Și în felul acesta intrăm în legalitate, terminăm. Dar parcă spuneați că primăria nu a avut nicio intenție de a lua. Domnul președinte, puteți să potoliți ieșirile nepoliticoase și chiar jignitoare a celor doi consilieri, Mocanu și cu domnul. Lăsați-l, Vă fac o revenire la memorie.
Nu eu am provocat lucrul acesta. Bine, da? Putea să-l ignorați, demonstrați altceva. Nu-i ignor. Ați putut-o, ați demonstrat ceva. Vă rog. Nu-i ignor, ce trebuie să taxezi atunci când nu taxezi. Vreau să terminăm cu proiectul ăsta, că mai avem încă 9. Da. Cum conduce cedința și să mă exact. Mai vezi ceva de adăugat? Dacă conduce cedința, bine. Discutați despre cum conduce cedința, vă rog, vă rog. Pentru dumneavoastră, acum aduce cedința într-o altă zonă care este la fel de disconfortabilă ca și cea anterioară de care vă plângeam. Okay. Trecem la subiectul. Deci, din punctul meu de vedere, acest proiect prezintă doar avantaje și niciun dezavantaj. Cei care nu vor vota acest proiect, evident că vor fi nominalizați în această ședință. Și ceilalți care vom vota, vom nu fac nicio militare, fac informare și vom informa și noi, suprem în afară de mass media, vom informa și verbal, că avem și obligația și trebuie să facem acest proiect. Cetățeană pe comună, că nu e o amenințare, este o informare. Este o promisiune, am înțeles. Mulțumesc frumos. Domnul consilier. Da, mulțumesc, bună ziua. Vreau să revenim la vechile discuții care am avut anterioare. Tot din cultiv, de ce PNL-ul a luat bani doar pentru piste de biciclete sau ceva, câteva mașini care am mai vorbit, nu știu. Încă nu știm câte mașini electrice sunt pe raza comunei. Și nu se poate primi bani pentru stații care e foarte, dacă ați văzut, așa cum a fost făcut, nu că țin cu ăla sau cu ăla, țin cu dreptatea domnilor. Vreau să facă ceva, să vadă ceva în comuna asta, nu se vede nimic, nimic. Acum s-a făcut ceva cât de benefic, ați văzut ce impact a avut asupra, nu e mașinile frumos parcate acolo, cum e chestia aia? Haideți să facem ceva care e benefic pentru populație, nu trebuie nimic, că nu se face peste bicicletă, nu se merg pe bicicletă, o să merg pe jos, o stres mai mult. Nu am mașină electrică, nu am nimic cu cine are, poți să ai, poate să fii. Dar ce facem ceva ce are nevoie comună acum, domnule, nu vrem. Am terminat toate și am ajuns la piste de bicicletă și la stații de încărcat. Păi, urând, revenim, ne învârtim, știți cum, ca vulpea după coadă, așa până s-o prindă. Nu s-o prindă niciodată. Nu știu ce efect are, nu înțeleg, chiar nu înțeleg pe NNR-ul, numai acolo aruncă bani. Nu acum. Astea sunt finanțare care le-am acces. Dar mai devreme a spus că vă întreb așa, o să prindă și parcarea asta. Păi cum atunci o prinde el? Așa că poate prinde și e în cadrul proiectului prins și stații de încărcare, pentru dacă aș fi titulatura proiectului și asta e, nu e inventată nici de mine. Noi am mers împreună, dacă țineți minte, să absorbim acești bani. Și am adus acasă, prin semnarea contractului. Și de aici încolo, blocaj, din partea Consiliului Local. Blocaj, haideți să facem ce beneficiu. Anticipați un vot dat de noi, colegii din Consiliul Local. Anticipați negativ. Așa mă aveți cumva gura aurită, eu știu. Eu zic să nu ne oprim la anticipare negativ. Dacă văd ceva, să vedeți că sunt vedeți pentru o să ne lumine. Ce mi-aș vă toate, da? Facem alei, parcare, să dau 5. Alei, până la urmă. Alei pietonale, da? Și când ce vreau de ce faci? Distrugăm de nou? Lucrăm ca la Bacău? Domnul, vă asigur eu că sunt soluții de subtraversare moderne și de actualitate, dar care nu afectează nicio investiție. Domnul, și în Bacău, în țara asta nu se face un lucru calitativ. Domnule, ați văzut, am distribuit, bravo lui, halal, nu dau nume, nu fac campanie, nu fac nimic, la Mâinești ați văzut, ai trebuit Mâinești pe dreapta. Rigori betonate, mama lui, ăla om gosodă, ăla până mici, peste 100 de ani. Rămâne o poveste, o istorie. Nu. Foarte frumos pentru el. Alat de el. Așa ceva, nu trebuie să fac 200 de metri și după 5 ani să intervin, să sparg, să stric, să fac. Haideți să o gândim ca și bun gospodar, domnule, cum vezi tu ca dumneavoastră, ca constructor de lucrarea asta? O așa, ei, eu aș vedea așa. Hai să cheamă și consiliere, dumneavoastră, cum o vezi? Dumneavoastră, cum o vezi? Dar e normal. Așa aș vedea eu. Da. Eu n-am fost în pielea aia sau în postura aia de a face ceva pe la mine acasă. Cum făceam? Atât. În rest, nu. Nu de acord. De acord pentru și o fir de iarbă, dacă se poate pune pe raza comunii cu oși, să-l pun în doar. Ați dat un exemplu cu o localitate care a implementat un proiect. Sunt sigur că și acel proiect a fost implementat tot pe o linie de finanțare.
Mai mult decât atât, dumneavoastră cunoașteți că avem depus proiect pe anghel Saline pentru asfaltări. Asfaltări care prevăd și rigole, conform proiectului. La studiat dumneavoastră spuneți da. Că nu s-a făcut nimic. S-a făcut. Pe proiectele sunt depuse. Domnul primar, să domnul de proiect. Bă, dar sunteți la sfat. Nu vreți să nu ascultați, că aveți și noi o cronologie a lucrurilor. Dacă... Ascult, dar ascultați să mă leacă pe mine. Am văzut proiect făcut la noi, în centru, în comună. Proiect asfaltat, cu rigole neterminate. Nu am nimic cu nimeni. Dar după baza proiectului, proiectul spune porțiunea cât este asfaltată și rigole. Așa ați scris, așa. Eu așa văd un proiect al meu. A fost cineva, cine, așa, gata, am văzut. Ori așa, dar am făcut, nu așa. Bă, hai să fac ceva să fie ca unii făcut de mine. Dacă joci pălărea, după 10 ani când trebuie, salut, bă, bă, înainte să ia punctul, doamne, măcară, dacă permiteți o completare la cele spuse de domnul consilier Ghesu Pușcă Largă și puțin în disconfort cu domnul primar pentru cele spuse. Haideți să prioritizăm lucrările pe care dorim să le facem comunității buhocene prin diverse surse de finanțare, fie că e PNRR, fie că e de Anghel Salini sau alte surse interne sau externe posibile, dar hai să le prioritizăm puțin și hai să ascultăm, să ascultăm ce doresc oamenii și cred că dacă ați ieșit puțin și pe stradă, pe teren și la alte treburi ale administrației publică local, ale administrației publice locale, veți vedea că oamenii vor lua pușca canalizare. Primul lucru pe care da, s-a început domnul președinte. Și astăzi vă aduc aminte, domnule primar, domnule viceprimar și domnule administrator public, mă bucur că v-ați alăturat nou aici, că este termenul la limită pe care îl promiteați pentru începerea primei raportări. Ați început una, două, trei? Da. Dar niciuna. Dar nu își dau demisia, așa da. Cum este domnul primar. Asta am văzut viceprimar, ce puțin veniți deci, cu niște șorituri, dar noi credea că toți suntem copii. Nu faceți așa, nu suntem copii, dumneavoastră. Nu suntem copii, este data de 29, ați început lucrările? Ați început lucrările? De 29, astăzi. Vă rog frumos, este data de 29. Nu faceți nimic, vă duceți la baci. Vă duceți la baci. Luați și pe domnul, că și domnul a și plecat. Luați-l și pe dumneavoastră. Îmi spuneam că mână că pe data de 15, domnule, eu munteam în până. Domnul președinte, suntem la proiectul cu nu ci a fost că nu s-a jucat. Domnul primar întrerupe. Era el care de ce vorbea de proiectul apiscanal. Vorbea de proiectul nu vă ați înțeles, domnul Mocan, vă rog. Stăm până mâine în sală. Stăm până mâine dacă e cazul. Să asta e treaba noastră. Mare plăcere pe toată lumea. Cel care a avut de discutat ceva, chiar l-am felicitat. Acest proiect a fost inițiat, dacă eu știu bine, de domnul Domșteanu. Și s-a discutat de proiect de înființare unei parcări. Să construim o parcare. I-ați schimbat denumirea până când ne-ați dus pe toți într-o eroare de plină. Că nu-i bună parcarea, că nu ne dă bani pentru parcare, că ar fi bine să facem piste. Că nu-i bine pentru că după aia trebuie să stricăm din nou pistele. Ce facem? Ne jucăm de așoarece pisica. Ne veniți din nou. Eu credeam că dumneavoastră acum veniți cu ultima aprobare a OAT-ului să ne spuneți, domnule, începem lucrările la parcare. Dumneavoastră veniți din nou, îi repetați. Nu ați făcut nimic, domnule. Nimic. Bă, cum dumneavoastră, dar cum poate să fiu? Domnule, ați început lucrările astea fără aprobarea Consiliului. Nu mai sunt informați. Lăsați-mă să discutăm. Ați început această lucrare fără aprobarea Consiliului Local. Dumneavoastră, domnul Mădeanu, da, parcarea asta l-ați început noastră? A lucrat cumva în zi de sărbătoare? Argumentăm cu ultimul ce v-am făcut. Domnul, nu, nicio ultimul ce v-am făcut. Ați acuzit că ăsta e stilul dumneavoastră. Vă rog frumos. A fost foarte bine că ce spune este adevărat. Eu am fost acolo și m-am văzut. Domnul Escapatorul Primării era acolo. Și m-ați văzut? Dumneavoastră prin telefon acționați. Domnul... Acum cine vă convine? Adică este real? Ce căutați o țin este coar, e piciune, nu? Nu, am discutat de parcare, domnule.
să fim un pic mai clar și să discutăm la... Păi, domnul primar ne-i nervează, nu mai este foarte clar. Situația noastră, sunteți de plăcut totdeauna, totdeauna vă găsești și reprezentat. Vă rog. Da, domnul Cucar. Bine că e și domnul administrator aici, poate vorbim primarul, domnul administrator, să răspundă la o chestie elementară care e destul de importantă. Cu parcarea aia, atâta scandal și atâta banală. Chiar și aia care au venit și-au pus mâna și cu dat cu lopata și-au ajutat că eu eram acolo, după aia au semnat plângerea că nu i-au autorizat. Ok. Dacă se face alea aia pietonală, pe unde se face? Că înseamnă că trebuie să desfințeze parcarea. Că refugiu trebuie să rămână pentru stația de autobuz. Bună, dați-mi voie. Domnul președinte, nu mă întrebă. Nu, am fost de acord cu dumneavoastră. Și eu sunt de acord. Asta e... Tu ai fost de acord cu mine când am făcut amendamentul pentru astăzi, 29. Și azi e 29 și nu s-a terminat cu raportările la apucată. Și eu ce-am spus? Ai spus, lasă-mă, continui eu ce există. A, continuă. Așa, continuă. Acum mai e o chestie. La început de biciișul. A fost stabilit că stația de încărcare se face undeva pe... Până la fântână acolo. Nu, alea sunt alte stații de încărcare pentru autovehicul. E alt proiect. Bun. Și acum dacă noi facem stații de încărcare pentru și pentru biciclete, pentru trotinete. Așa ai prevăzut proiectul. Da, domnul primar, eu înțeleg. Nu sunt două trotinete în Bucovina și noi le facem stații de încărcare. Eu vin cu propunerea acum, un sfert din parcarea aceea, să ocupăm cu stația de încărcare pentru trotinete și alături să le mai facem și o spălătorie, să le și spălăm. Dacă asta e linia de finanțare... Și și spălăm, ne și încărcăm, e linia de finanțare prevăzută cu stații de domnul administrator vor fi în cadrul proiectului stabilit, în cadrul proiectului, vor fi montate în zona aia a parcării. Și mai rămâne parcarea? Păi rămâne că... Ați văzut cât e de utilă și parcarea este plină? Foarte utilă, păi pe lângă parte există loc suficient pentru, băia, un metru de pistă de biciclete. O stație de un metru pătrat. Dacă le ducem aproape la ta, duceți banii în comună, poate fi poziția de parcare autorizată, domnule. Stația va fi lângă gara. Ocupă un metru pătrat fiecare stație. Iar un metru de la gar până la așa este suficient loc și pentru o parcare autorizată cu tot ce trebuie. Tocmai de asta am dus-o acolo ca să accesăm fondurile europene. Deci pentru parcare, ca să... Când vedem proiecte... mai greu, pentru parcare, cât spațiu rămâne? Se mai face sau nu se mai face? Păi rămâne ca zonă de dus asta către alimentarista, trotinetele, și este și loc de parcare a mașinilor. Nu, vreau fapte concrete, pentru că astăzi s-au împlinit 3 luni de zile de când v-am spus în față în ședința aici, că dacă într-o lună nu dați drumul la apă, și am spus 3 luni de zile, v-am ajutat ca să treacă bugetul. O trebuie bugetul, o trebuie și 3 luni de zile și nu am început la părtările. Eu asta mă interesează. Nu face nimic, domnul. Când toată lumea, pe apă de apă, nu trebuie de stație de apă. Credeam acolo că mi-aș domnul cu demisia. Ajungem și acolo. Păi, sunt un primar, domnul Vici și domnul... Discutăm cu urtiuri. Dreptul. Cu urtiuri și domnul Cucar. Eu credeam că o să-și dea demisia în lanț executiv. Executivul vine și ea. Domnul Cucar. Domnul Cucar. Domnul Cucar. Domnul Cucar. Nu am spus eu pe data de 29 ce lucrările. Nu am spus eu așa ceva. Dumneavoastră, v-am întrebat, vă dați demisia. Cine o spunea voastră ce ați spus? Nu, 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 domnule primar, vă rog frumos să vă opriți din acele incorecte. Da, nu jignesc un lucru. Da, sunt niște cuvinte publice. Justificare prin ședințe filmate. Nu aveți capacitate nici măcar să vă păstrați ca am încălut 3 mandate. Domnul președinte, vă rog frumos să vă faceți treaba. Ca așa nu mai putem vorbi și nu mai... Domnul primar, nu jignesc. Dacă vă vezi și pun un pumn în gură și ăla și ăla și ăla. Vedeți că nu, așa e, așa pe respect, pentru nimeni. Vă rog, mai aveți ceva de continuat? A, totul nimeni.
departe, vă rog, dacă mai aveți când ceva... Când încep lucrarea pentru parcare și unde vine făcută area primară? Pentru că domnul administrator știe, el e cu proiectul, el e cu dimensiuni, el vine și pichetează. Aici să pe aici, nu? E clar, într-un an. Are treaba, nu vorbește la teren. Într-un an. Și ajungem la următorul. Domnul, nu putem trece la faza de a începe lucrări, dacă nu trecem prin procedurile astea de actualizare a documentației, să fie toate șnur pentru a le prezenta celor care finanțează. Știți foarte bine, cu toate discuțiile, cu contra și cu pro, eu întotdeauna am fost pentru să se facă, pentru să se facă. Dar văd că chiar suntem de rezolvat. Tot cu preșul, tot cu promisiuni, tot cu promisiuni. Am discutat către 6 luni de zile la rând în fiecare ședință. Și întotdeauna m-am luat de administrator. Am lăsat restul conducerii. Am spus, băi, când se dă drumul la apă? Și când îmi trebuie drumul, am stat. Și eu am nevoie acasă. Mi-a nu-mi convenit să mă duc acum să dau 500 de milioane să forez, să am o lingură de apă, când am țara de apă la poartă. Deci s-o dus o lună, două, trei, șase. Întrebarea este când se începe la toată? Vă argumentez când ajungem la punctul ăla. Okay. Haideți să revenim la ordinea de zi. Nimeni nu poate ambișa. Am fost sunat de la ISU că la Florin Spâcă a căzut un cal în beci. Trebuie să mergem pe echipa de intervenție să vedem cum putem ajuta. Mai continuă ședința sau mergem acolo? Să vă ajut. Aveți președintele este primarul și viceprimarul comisiei. Nu putea, nu poate alți voluntari să ducă să facă nimic fără acceptul. Putem fără domnul primar. Da. Deci, primul ăsta și mergem acolo. Fug acolo să faci. Vreau să treacă și eu calul ăsta au căzut exact când trebuia să răspund la întrebări. Trimite pe domnul Miron Dantes să monitorizeze situația până vin pompierii, că ei n-au ce face. Și tu vii aici. Și noi așteptăm și seniția care nu este. Da, domnul consilier de Da, revin din nou prin... Domnul, suntem aici, ca să vedeți în soluții. Începem să vreau să-i dau un răspuns, domnul. Da, bun, haideți să încheiem aici ca să fie... Deci nu putem ajunge să estimăm o perioadă de începere a acestei investiții, cum a spus dumneavoastră, de piste de biciclete, deoarece suntem blocați pe proceduri. Trecem de etapele astea, mergem frumos cu justificări de la minister. Începem toate procedurile proiectare care vor fi menționate și solicitările noastre, studiate și din noi, pe care mai urmează o serie de aprobări în Consiliul Local. Și proceduri de atribuire a lucrărilor. Ați zis foarte bine, nu e așa simplu. Domnul primar. Asta încerc, când m-a făcut lucrări, când trebuie la faci canalul. Astăzi, nu ați zis că noi, astăzi, nu ați zis că noi, astăzi, nu ați zis că noi, 29 iunie, ați zis că noi, nu știu care e micinosul, dacă nu știu cine o început, o să aveți surprize, vă să primiți și un răspuns la ce. Domnul consilier, este adevărat că ni s-a spus că pe data de 29. S-a promis. S-a promis. Că sunt ce lucrări. Eu am crezut că e branșat, jumătate din comun. Acum a venit, unul pleacă afară, unul vrea să ne spună că mai trebuie. Vă rog frumos, haideți să discutăm. Domnul, mai avem ceva de spus, domnul. Prin cuvântul meu, dar cum era să spun prin omul să vorbim? Haideți, vă rog frumos. Ascultăm ce spune dumneavoastră. Am înțeles întotdeauna. Și cred că întotdeauna am fost de acord că așa sunt legislația la noi greoaie. Birocrația foarte ceară. Suntem pe procedură. Suntem pe procedură, mai avem de luat un aviz, mai avem de luat o autorizație. Bun, eu mă întorc la durerea oamenilor și a mea personală. Ce avizii, ce autorizații trebuie să mai luăm ca să începem Brașovul, domnul primar? Hai să aducem la Brașov, discutăm. Nu vă las până că nu dați drumul la asta. Mai avem o mare, vă spun, dar o să vă dau, o să... Mai discutăm cu jumătate de ori când suntem pe proiect. Ok, mulțumesc, domnul președinte. Da, mulțumesc. Doamna, că e singura doamnă de aici, de la ședință. Eu știu că doamna mea o las. Știu. Deci, raportul dumneavoastră. Mulțumim tuturor consilierilor pentru intervenții, dar domnule președinte, haideți să ținem un pic ordinea de zi. Pentru că spiritele se încep. Doamne, doriți să începeți de aici, să vorbiți pe domnul primar, să nu mai gândească că de aici începeți. Eu sunt de aici, ne facem mincinoși.
ordinar. Ședințele filmate în trecut. Da, că nimeni n-a promis, nimeni nu și-a dat promis. Doamna secretar general. La diverse. Domnul președinte, să asigur că nu va omite pe nimeni ce dumneavoastră. Toată lumea va avea, își va expune. Da, avem un regulament de organizare care încercăm să-l ținem așa, aproape, și să respectăm, mai ales dumneavoastră. Exact, eu fac tot posibil, dar să știu că avem, exact, am rugăminte cu un domn care își uită menerea. Da, vă mulțumesc frumos, domnul consilier. Da, revin și sper, de aia suntem aici ca să analizăm, să gândim toți cum e mai benefic pentru populație. Pentru noi nu o să-mi facă mie, clar, bicicletă și restul și stații, că nu mi-au mașină electrică. Dacă tot se ține, de ce se ține strict acolo să facă stația de încărcare, parcarea care trebuie să facă? Ca să legiferăm și parcarea lor. Dacă și de ce nu o facem pe terenul la unui, nu se face nimic, terenul, căminul? Sau un colț la podeț la mare, că și acolo e toate Hai să o facem acolo, nu facem și parcarea care e cel mai... Da, măi, dar înainte de... Vă rog frumos, hai să vedem cum este cuvânt și vă dați... Domnul Consiliu, dacă vină, mă toate acolo, vine și alea, vine și stații de autobuzare și omul la parcare care e nevoie și a văzut când s-o fluidizat circulația asta. Prin autostrăzi. Care zice că nu-i bun, eu zic că e foarte bună și s-o punem în proiect să vină să fie... după proiect și după cu partea de la Vali. Lăsați și să domnul Vasile. Trecem acolo, suntem de acolo. Domnul consilier, ideea s-a dus din banii europeni la una buci. Asta era și aveam bătuți cu ce face. Da, domnul, eram în buci. Dar ideea, o gândim. Haideți să faci o stație. Dincolo, unii că vin și așa că vin. Mor și eu și bunicul și și stați la să întrebă, de unii până unii vin din pista de bicicletă? Până la Mania, la Coula, la Rău, se ducea pe... Păi și-o dacă nu de acasă cu bicicletă, pe nimeni, nu mai atât se poate face, Între școli, domnule, nu avem de atât de lungă. Da. Un kilometru jumate de piste. Nu mai ai voie, ai vorbit odată. Nu. Eu sunt sigur. Doamne, nu înțeles. Așa, ai muncit de iată. Întrebările din se pare că nu au niciun răspuns. O întrebare. Stimați colegi, voi fi de acolo dacă se va începe doar această parcare. În rest, nu discutăm. Nu bucim să florim tot felul de chestii, că facem piste de acolo, apoi facem nu știu ce minuni, dar avem de așteptat. Doar parcare, dacă se poate, e bine, voi fi de acolo. Dacă nu voi fi, împotriva acestui noi. Vă rog să vă ascultați cu mare atenție. S-a m-am săturat de vrăjeli, de n-ată de minciuni. Avem de făcut. Nu. Ați făcut? Nu. Acasă. Dați-vă demisia. Vă rog frumos, lăsați indicator, lăsați. Noi am discutat de parcare, nu discutat de piste, de parcare. Ce tot îi trageți cu piste de biciclete? În cadrul proiectului nu este parcare. Exact ca așa. Când o discutat, domnul Godomitan a spus parcare. Gata, scurt. Domnilor consilieri, tot ascult aici cearta dumneavoastră, proiectul ăsta, noi trebuie să discutăm la proiectul ăsta care e de piste, nu trebuie să, când ajunge la apă și canal, discutăm cu de asta. Deci totul ia așa și duce la... Dacă e frustrarea mare... Păi, știți că acest proiect a fost făcut pentru trotuare. Nu s-a putut... Lasă-mi să face că trebuie și încă mine. De câte ori vreau să vorbesc? S-a fost pentru trotuare. Nu s-a putut face, nu știu ce, și la ăsta cu proiect. Și zic că nu pierdem banii și ne-a dat pentru piste de biciclete. Nu e nicio chestie că nu dă primăria bani pentru pistele astea. Și dacă primarul spune că nu deranjează cu nimic, nu strică și nu face, și tot atâta tam, că banii nu intră în noi. Și vin banii de acolo, merge proiectul mai departe și când ajunge acolo la parcare, ei fac stațiile alea de încărcare, sunt făcute cu un scop, ca să poată să intervine, să facă și parcarea acolo.
Așa am înțeles eu din... Dar terenul a cui din parcarea aia? A cui terenul? A cui? Păi, terenul a cui? Eu știu a cui. Păi spune, nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu a făcut terenul. De ce a făcut reclamație? Dacă tot a făcut parcarea, omul ăsta, el a fost inițiator. El a făcut parcarea, cine l-a mai ajutat, cine nu, și acum îl și reclamă. Pentru ce a reclamat? Pentru că nu-i terenul primăriei, păi, da, și... trebuie autorizat. Păi și de ce trebuie reclamat? Acum, ca să facă, să facă obligații legale din încărcare, păi eu știu, cum o face? Păi, acum... Dacă e terenul Consiliului Ștețean. Da, acum se poate face... Nu trebuie să-mi dau cum e terenul primăriei, ca să facă stația de încărcare acolo și alei pedonalul. Nu, nu, terenul se află în administrarea drumurilor județene, dar prin protocol. Dincolo de șanț, poate fi predat primării pentru utilități sau pisici. Păi face asta nu fune, nu are cum să cheltui bani, domnul președinte, el trece. Noi aprobăm. Eu nu am de ce și de acolo nu începe pe mersul. De cine duce în zona asta? Domnul consilier, domnul consilier, asta e la secundă, că eu lăsăm domnul Pușurat, nu crește frumos azi. Acum trebuie să înțeleagă toată lumea că pista de biciclete sau alei pietonală e una și aceeași chestie. Pentru alei pietonală nu-ți dădea finanțare, ți-o dă pentru pista de biciclete. Dar e aceeași chestie. Totul alei pietonală va rămâne. Pe mine nu mă interesează pista de biciclete, că știu că nu se începe și nu se termină. Pe mine mă interesează alte chestii și care discutăm când așa ceva. Ok, domnul, mulțumesc, domnul. Domnul, ce nu înțeleg eu, poate ești mai gros sau văd în cap. Facem piste de biciclete sau alei pietonală, numai pe partea dreaptă. Păi, ăla, să duci bicicleta încolo, înapoi pe unii vini. Tot pe pista și acolo. Asta se făcut strategic. Strategic spus mai toată. Atât de ori. Păi, poți pe partea asta la tot. Și liniștiți, nu mai faci. Și dragi, 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 mai faci. A, domnul consilier Popu. Vă rog frumos astăzi, domnul Ferea, haideți să ne-a spus. Vă rog frumos. Parcarea asta din fața dispensarului. Că toți s-au făcut... N-are legătură cu proiectul de azi. Are legătură. Ba nu are legătură. Are legătură. Păi trece pista pe acolo. Trece pista pe acolo, da? Să faci parcare. Este linie continuă, este trece de pietoan. Vine omul de la deal de spre Părincea. Face stânga. Dă un polițist în capul altul și ia 100 permise pe care zi. Aici, la proiectul respectiv o să avem și avizul Poliției Române și atunci el ne de curbe, nu se va face linie discontinuă. Cu avizul Poliției Române facem demersul. Cu acordul dumneavoastră, dacă nu mai sunt discuții pe subiectul ăsta, care este, din punctul meu de vedere, blurat puternic, de dezinformări, de... Dacă tot se face pistele de biciclete, că s-a spus că se face între biserici, școli, primărie. Biserica este și la catolici, biserica mai este la biciclete și mai încolo. Da? Da. Sunt două piste, am înțeles una la Bor, una la Bor. Numai un kilometru jumătate, dar este până din catolici și unul aici de la trei. Domnul Consilier, vă rog frumos, nu mă dacă un pic. Să vă spuneți, văd că nu... Este tot, monumente. S-a creat un concurs, nu știu, puțin poate știu, banii prin PNRR vin alocați pentru anumite proiecte. Noi am avut aici o discuție ca să facem aleile pietonale. Nu s-a găsit sursa de finanțare. S-a evitat această sursă de finanțare pentru piste de biciclete. Cred că nu s-a înțeles că pentru a realiza parcarea din fața magazinului, era nevoie de crearea unor stații de încărcare. De ce? De ce? Altfel nu puteai să creezi parcarea. De ce? Asta vă zic. Da, nu trebuie să facem ca să împingem de... Noi am dorit parcare. Cu asta am încheiat subiectul. Parcare am dorit. Doamne, doamne. Cine? L-am văzut eu. Trebuie să așteptăm să plecem. Da, bun. Dragi colegi, haideți, ați terminat domnul. Eu vreau să vă complezez cu ceva. Vă rog frumos, domnul consilier. Haideți să terminăm cu ăsta. Să vorbim după aia.
că aici nu mai... Domnul Butacu, vorbeați de utilitatea și oportunitatea acestui proiect. Bun, am înțeles, dar dumneavoastră știți că există și posibilitatea asta de după oportunitate și utilitate. Există posibilitatea ca proiectul ăsta să ne oprească pe noi ATV și să facem raportări la costuri decente. La apă și canalizare, pentru că pe proiectele finanțabile din fonduri europene nu ai voie să te pui mâna. Nu ai voie să te atingi. Și vin dumneavoastră de venit și îmi spune că facem subtraversări. Ori subtraversarea aduce cu sine niște costuri de execuție care nu mai pot fi acoperite din bugetul european. Despre asta vorbim. Doar că noi astăzi aprobăm proiectul sursa de finanțare. Nu, nu este necesar să începem prima dată pistele de biciclete și apa după. Deci putem să avem și tot astăzi pe ordinea de zi. Nu stați pe ordinea de zi. Ordinea de zi avem și indicatorii tehnico-economici pentru branșamente. Noi putem să începem branșamentele pe zona respectivă unde vin pistele de biciclete. Nu? Eu așa aș face. Aș face branșamentele și imediat după aia vin cu pista de biciclete, dar între timp am contractul semnat, am banii luați. Și procedurile înainte. Un contract vine cu niște termeni de execuție, domnule. Nu, pe care trebuie să noi acum, aprobăm indicatorii tehnico-economici. Până organizăm licitație, până organizăm autorizații de execuție, până celelalte proceduri, putem să înaintăm cu branșamentele. Am înțeles. Așa cum eu. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră v-ați făcut o părere despre acest proiect. Dacă sunteți de acord, cu acordul dumneavoastră, îi punem la vot proiectul numărul 2. Dacă gândim logic, ca un constructor, ca un gospodar adevărat, domnul Butacu are dreptate. Are dreptate în anumite zone. Câștigi o perioadă de timp, că nu ești obligat să semnezi exact, să începi lucrările de mâine. Exact, mai am contractul acum cu începerea lucrărilor, nu peste 6, nu când consideri că ești gata cu asta. Exact, asta să pun la vot acest proiect. Cine este pentru? 1, 2, 3, 5. Cine se abține cineva? Împotrivă? Ești împotrivă dumneavoastră? Sigur, dar nu se face ce am vorbit. Bun. Dar ce să fiu? Ociu nu vrea piste. Da, nu avem. Păi nu, vrem apă și canalizare. Consiliul Local Boci nu vrea să aducem bani din PNRR în comună. Asta. Dar spuneți adevărul. Consiliul Local Boci, care are ca componență 4 consilieri sau aproape 5 din Bihor, încearcă să păcălească o comună întreagă. Da. Asta e adevărul. Bun, trecem la proiect majoritate. E o majoritate toxică care și atâta tot. Așa este, domnule. Așa se poate. Înseamnă că dumneavoastră niște bani să pierd. Puturos sau toxic? Ce nu sunt dat înapoi. Sau vincinos. Sau vincinos. Eu ce la tine, de la mine nu face nimic. Gata, să vă spuneți. Are un talent în născut, domnul primar, de a ridica tensiunea. Nici am dorat. Vrei să-mi la pus numărul 2. Eu zici, pentru oameni. De aia ți-o pus aici. Nu pentru mine. Haideți să trecem la următorul proiect. Proiectul numărul 3. Este proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei firme care să întocmească documentația necesară pentru obținerea vizului conform pentru amplasarea stațiilor de autobuz. Aici. Vă rog, domnule primar, aici a mai fost și acest proiect, din câte le-am amintit, domnule primar, dacă mai aveți adăugiri care să convingă, vă rog. Încă o procedură pentru a pune în legalitate acea stație. Mai mult nu am de comentat. Dacă sunt discuții pe proiect. Nu. Dacă nu sunt, supunem la vot. Procedura aia care ar fi? Nu știu, m-a așteptat să ne spună domnul primar, dar nu are dat de o cagină. Ce dor mai trebuie? Doamna secretară, la adresa trebuie. Da, să fie bine. Deci este vorba despre acordul dumneavoastră pentru a preda aceste terenuri
Consiliul Județean Sibiu, Iustin? Pentru a aduce documentație cadastrale la stațiile de autobuz? Prin nou program de transport. Așa. Se avizează stațiile de autobuz. Consiliul Județean Bacău a cerut această avizare, iar noi, în vederea obținerii avizului, trebuie să facem o documentație pe toate stațiile de autobuz, atât la dus cât și la întors. Cu această documentație cadastrală, cu memorii, cu tot ce trebuie. Sunt specialiști în așa acest moment. Noi trebuie să-l contractăm cu hotărârea Consiliului Local. Păi, tocmai de asta. Întrebarea mea este, terenul acu este al UAT-ului sau al Consiliului Județean? Deci, noi, noi facem studiu și îl dăm spre avizare. Dacă trebuie avizul Consiliului Județean să pună la dispoziție, cere Consiliul Județean, dacă cere de la noi, ne întoarce cu către Consiliul Local și noi dăm avizul numai pentru stadiul. Domnul administrator, terenul al cui este? Nu este. Până nu fac un studiu, nu pot să spun. Cum până la nivel de UAT, nu știm că a fi teren, dar nu știm acum teren. Dar de ce nu veniți la mine acasă? Faceți, domnule Cătălin. Cum adică nu știți acum? Consiliul Județean ne-a cerut asta. Noi trebuie să angajăm o specialist să facă de credere în Consiliul Județean. Pe cine a fost mai în ultimii 20 de ani. Da. Nu mai sunt discuții pe acest proiect. Dacă mai doriți să mai luați cuvântul pe proiect această speță, vă rog, dacă nu, îl punem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Se abține cineva? Nu știu, criteriul nu știu. Vă trebuie ce vorbim. O face ca nu știu criteriul, da. Păi asta face specialist în România. Face măsurători cadastrale și constată cât teren se află la Consiliul Județean, cât teren se află la UAT Voci, cât se află în lucrurile de autorizare. E logică. Aceste stații vor fi aceste proiecte a fost supus votului, domnule. Domnul viceprimar, vă rog, sunteți atenți? Suntem la ședință? Se pare că da. Apar nu ai. Domnul primar, veniți aici lângă. Apar nu ai. Hai, credință. Hai, credință. Domnul Vici, mai aveam o întrebare scurtă care ați propus-o și dumneavoastră cu câteva ședințe în urmă. De cât ori se face un proiect de genul ăsta? Nu poate. A fost înțelegerea că este normal și este bine. Să mai solicite și părerea câtorva consilieri care sunt în branșul din meserie. Dacă domnul administrator făcea proiectul pentru treaba asta, s-au chemat specialistul pe care îl știe numai el. Da. Și să facă proiectul ăsta. Și mă chema și pe mine, și pe Costel, și pe Ina. Dăm o părere, băi, e bine așa, după aia facem proiectul și o să punem discuții în măsură. Așa ar fi ideal. Și atunci asta nu mai zonești. Dar mi face cum nu mai pun cap cu mine. Domnul președinte, de la cultură vorbim. Domnul președinte de ședință, i-am dat. Uitați la pătrate, ia punctul următor. Vă dăm o păcită de el în punctul, îi dai de cuvântul la oameni. Era ceva important. Domnul președinte, când ați vorbit, v-am ascultat. Da. Vom trece la completați cu chestii de genul ăsta care durează o oră, o explicați, mulțumim frumos. Unii sunt nevorbiți aici, problema. Da, trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Portețul Bacău, inițiator primarul comunei Bolii. Vă rog, domnule. Da, Încă de anul trecut s-a înființat o comisie prin ordin de prefect, o comisie care se întocmească și să avizeze amenajamentul pastoral. Din comisie a făcut parte și Toșora Inginer, care de la 1 de iunie lucrează la direcția din care s-a transferat. Între timp a fost finalizată și această lucrare, amenajament pastoral, cu următoarea suprafață totală de pajiște de comuna Bucovici. 320,3211 hectare, dintre care
pajești private 218,5611 hectare, iar pajești izlaz aparținând ATE-ului 101,76 hectare. Consiliul local are obligația de a aproba acest document care s-a făcut pe masă. După aprobarea dumneavoastră, ea va fi mai dat două exemplare copii la Instituția Prefectului și Direcția Da. Deci pot menționa că acest amenajament pastoral stă la baza subvențiilor care vor fi primite în anii următori, subvenții care vor fi condiționate de anumite lucrări ce vor fi desfășurate atât de Consiliul Local, cât și de fiecare persoană în parte. Cine deține pășunii, dacă vrea să obțină fonduri, trebuie să respecte acest amenajament pastoral și modalitatea de îngrășare chimică sau naturală. Da. Avem câțiva colegi care chiar să se ocupă cu așa ceva, dacă sunt discuții pe proiect. Domnul Ioan Alexandru, vă rog. Da, vreau să întreb pe domnul primar. Sunt câteva terenuri care nu sunt, nu este cadastru pe ele. Cum se procedează? Vorbiți de izlazuri la Cotei. Izlazurile comunale. Și peste SRS și la... Da, noi am făcut acest lucrare, această amenajament pastoral, în baza a inventarului din registru primăriei. Pe anumite suprafețe s-a făcut cadastru când ne-au permis, ne-au avizat cei de la cadastru, pe anumite suprafețe, gen Dospinești, gen, nu știu, mai este o zonă pe aici unde a intervenit... Ca să folosesc un termen legal, s-a schimbat cursul siret morfologic. A fost schimbat în timp cu acțiuni umane, nu așa? Nu s-a schimbat. La Dospinești, dacă cineva, dacă Marco acționează... Nu, la Dospinești, nu, la Dospinești sunt alți prieteni dumneavoastră. Eu am spus de Dospinești. Domnul președinte, dați voi să vorbească. Că dacă nu s-ați datoria, stăm... Ce faci, domnule? Aveam un dialog cu dumneavoastră, așa că te completări. Omite să dea informațiile complete. Păi nu aveți cu nimeni, din păcate, aici e problema. Vreau să dau un răspuns domnului Podobișteanu. Vă rog, vă rog, vă rog. După cum știți, sunteți cel mai în temă să vă explicați locația islajelor. Știți foarte bine că pe mari suprafețe de islaj din zona Luncii Siretului au intervenit modificări din cauza schimbării cursului Siretului. Au intervenit niște excavatoare de la o firmă de echipă, de la domnul primar, care excavează pe la Cotenia Rume. Noi am aprobat. Sau desfrapă. Deci am aprobat cadastru. Da. Peste Siret, la Coteni. La Coteni, oamenii sunt nemulțumiți. Eu am fost contactat de un grup de oameni din Coteni care mi-au spus că se sapă pe terenurile care le aparțin. De către firma MAPCO, prietenă cu domnul primar de aici, de ani de zile. Da? Băi, dacă este în rog, oamenii de la poliție. Păi, dar domnul, nu se duce rog omul la poliție. O să vină aici domnii de la Bicoteni, o să vină la domnul primar să-i ceară socoteală. Așa se procedează. După cum cunoașteți, dacă vreau voi, domnul președinte, în România proprietatea este sfântă. Și și-o administrează direct proprietarul în condițiile legii. Noi, ca și OATE, nu putem interveni pe proprietăți private decât cu hotărâri judecătorești sau cu alte proceduri legale. Cel care deține un teren proprietate privată, dacă se simte lezat, tulburat în posesie sau alte chestii distruge. Ce adresează? Poliție, nu primării sau domnului Iftimie. Deci, până la urmă, cum rămâne? Scade strada. Avem suprafețe. S-au aprobat. Avem consiliul local. Nu, s-au aprobat identificarea suprafețelor libere. E cu totul și cu totul altceva. Aici e o trecută etapă de consultare a acestui
amenajament. Și am ajuns la final. Sunt suprafețe, aici în lungă, la noi, este de vărmășie. De vărmășie, așa este. O parte există și în de vărmășie, așa este. Domnul Solon, nu intrați în zonă. Pentru o secundă, domnul consilier, dacă permiteți, vreau să fac o completare la cele spuse de domnul primar. Aplaudăm intenția de cunoaștere a legii pe care dumneavoastră ne aruncă pe masă aici, că nu așa, dar îi aduc aminte domnului primar că luna trecută, nu de mult, când cineva cu intenții pozitive și cu respect față de mediu a făcut o sesizare către Garda de Mediu și Apele Române, a venit toată lumea, toți vecinii cunoșteau cine a aruncat acolo, eu îi spun în față, tot un prieten de-al domnului primar, domnul Beca, care tipurile vrea să frumuseteze Comuna Buhoci, cu ajutorul domnului primar, a dus acolo gunoaiele, a fost cu domnul viceprimar, lăsați-mă să intervenim, mă rog, nu deviem, ați spus că dumneavoastră nu acționați, acționați doar la în interesul dumneavoastră și a camarilei dumneavoastră de partid. Asta faceți, de fapt. Mulțumesc frumos, vă rog, domnul. Stimați colegi, vă aduc aminte și dumneavoastră că pe pășunea din satul Cotem am aprobat să va face una din cele mai frumoase pisciculturi. Dacă vă aduceți aminte, ne spunea domnul administrator că acolo, să vedeți ce piscicultură, de fapt și de drept s-a format din nou aceeași balastieră. Care ne servește pe domnul primar Mișto. Degeaba încercăm noi acum să spunem că vom face și vom trece. Așa am aprobat cu toți, că vom face piscicultură. Acum s-a transformat în balastieră. Și ce dorim de fapt acum? Ce să măsurăm? Ce să mai măsurăm? De 12 ani dumneavoastră nu știați că trebuia să facă aceste măsurători? Chiar de 12 ani nu reușiți nici până în momentul de față să faceți acest cadastru, aceste pământuri? Păi, domnilor, ce vrem? Câți ani vă mai trebuie ca să faceți acest... Câți ani vă mai trebuie? Le amestecă, e chiar adevărat. Credeți că nu e adevărat? Vă mulțumesc, domnul președinte. Domnul Stoian urmează, domnul Stoian urmează, domnul... Dumnezeu, nu ai zis, mi-ai făcut sens, mă. Păi a făcut sens, i-am zis, da. Păi a făcut sens că da. Și dumneavoastră... Domnul Vice, imediat, că scurt. I-aș răspunde domnul Mocanu, măcar din ceea ce știu eu. Când s-a aprobat iazul și piscicolul, erați consilier. Eu nu eram. Vreau să vă informez că în momentul când apropie executarea lucrărilor pentru a face un iaz de pește, să încep cu săpăturile. În momentul când săpi și ai agregate minerale, asta înseamnă balastieră. Dar nu este balastieră toată perioada. Balastieră e 3 ani și la 4 ani devine peștele mari. Deci, la terminarea proiectului, va fi un iaz de pește sau ce scrie în proiect. Eu nu l-am văzut. Dar până atunci se escavează, că dacă nu poți să faci un WC-ul la suprafață, la etaj. Drept la repede, că i-a spus. Domnul, hai să nu ducem în derijorul aceste lucruri. Vă spun eu, dumneavoastră, dacă a trecut 5-6 ani de când facem această piscicultură, înseamnă că trebuie să mai așteptăm încă 10 până când această balastieră nu va face efect. Pentru că la ora actuală se exploatează balastul de acolo. Discutăm la capitolul divers. Dumneavoastră, dacă mi-a arătat undeva pește, dar pe sine. Domnul Mocan, pe sine noastră, discutăm la diversi, chiar de la... Suntem pe subiect, asta a fost problema. Păi da, dar nu mai e pe subiect. Haideți să lăsăm bărfii cu domnul, ascultați-mă o secundă. Mai important ar fi că, într-adevăr, să se apă acum în regim de balastieră, să te rămânează de pește. Dar problema este alta. Că în contractul ăla, cred că sunt trecute niște perioade de lucrări, niște comisii care să vadă evaluarea lucrurilor, până la ce termen trebuie să termine lucrarea, cât mai are, cât o făcut, și dacă finalul este cel care va da aprobare sau va fi un alt final. Imediat vă dau și dumneavoastră un răspuns. Știți ce se întâmplă, domnul președinte? Vreți să se cheie. Domnul președinte, știți ce se întâmplă? O să fie finalizată acea piscicultură cum a finalizat-o și domnul Stoia. Ar fi bine. Exact așa am făcut și domnul. Ar fi bine. Nu, dar terminat. E
distributură la marcă. Vă mulțumesc! Domnul, nu știu, dar din alt proiect cu acolo. Domnul, trebuie să gata, domnule. Hai, dar ăsta nu se termină. Pe dar nu se termină. Că nu mai este interesat subiectul. Vă rog frumos, domnul Mice. Domnul, să conduce ședința, așa cum spune legea, se discută doar de subiectul de pe ordine de zi. Nu facem interferări. Păi am zis că renunțați la cuvânt și acolo. Atrag atenția, domnul președinte, pentru că tot promovați definiția asta mereu, că legea, noi respectăm legea. Nu respectați legea, acum în această zi. Cu ce argumentați, vă rog? Cu argumentele care ne-a spus, dacă nu știți limba română, vă mai vă știu, dar dumneavoastră discutați foarte multe cuvinte. Atâta timp, domnul președinte, atâta timp, când nu discutăm pe ordinea de zi și lasă ședința liberă să vorbim de la punctul 1 de punctul 5, pe diversi, pe ea nu conduce ordinea ședința. Domnule, nu, e părerea mea, da? Noi nu suntem de acord cu ea. E treaba dumneavoastră. Mă interesează părerea mea. Punct, și nici nu vrei să o conduci. Domnul primar, da, vorbește cu băieți. Intenționat, nu... Haideți, domnul primar. După cât am înțeles-o, domnul primar, nu-i vorba de terenul scrieși. Sau ce zicea domnul Dădășteanu? Dar în inventarul comunii, e un islas sau un teren după junii, ăsta care, după cum știm toți, care am aprobat pentru ferma peșticolă, nu are nicio legătură una cu alta. Are că s-a extins omul foarte tare. Domnul, nu vorbim de aia, vorbim de terenul care este cuprins în inventarul. Nu vorbim de aia, iar lui, ce o să facă, când se termină. Fiecare răspunde. Corect. Bun, am înțeles. Mă respectă pe înțeles. Asta vreau să vă spun. Haideți să nu mai lungim, că s-a înțeles. Spuneam la vot. Cine este pentru? Cu proiectul numărul 4. Cu aprobarea amendamentului pastoral. Păi da, despre el am vorbit până la ce mai repede. Domnilor consilieri, dați în cunoștință de cine este împotrivă? Cine se abține? Adică nu cine se împotrivă. Cine se abține? Nu. De ce? N-am avut timp, doamnă secretar. Da, e omenești. Da, când depuneți jurământul... Păi, deci, doamnă, ce zic, doamnă, ați depus jurământul? Doamnă secretar, eu când vin și vă solicit o documentație, veniți și îmi spuneți, băi, uităm la sediu, că e mare documentația. Puteți să-mi trimiteți în orice formă și am timp să o analizez. Bun. Vreau să o solicitați. Vreau să o solicitați. Dar este mai obligația dumneavoastră să trimiteți, doamnă, nu pot să solicităm noi. Dumneavoastră, așa cum foarte bine vă explicați și domnul director administrativ, această lucrare va sta la baza emiterii de adeverință și pentru persoanele fizice care au teren pășune, pentru a beneficia de subvențiile de la APIA. Nu numai pentru concesionari. Pentru concesionari plus sau minus, că banii tot la primărie s-a duc. Dar pentru un cetățean care are o suprafață de islas și își completează o adeverință și o duce la APIA. Care este termenul de depunere a adeverințelor la APIA? Doamne, noi discutăm. Pentru anul viitor. Până la 15 ani avem, până la 15 mai avem timp să vă aprobăm. Asta e interesul dumneavoastră, să tergiversați cu orice proiectă, să șantajați cu orice locală. Ce? Eu vă spun că vă dați demisia, să induți în eroare cetățenii că eu am promis că îmi dau demisia. N-am promis-o, că sunt un luptător și voi duce toate relele și bunele comunei până la final de mandat. Și vin și justific cu documente scrise, nu cu acuze. Cine este? Nu, 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 nu
Nu-i mai bun ușor, tinerii mai ușor, doamnă secretar. Tinerii foarte ușor. De ce mai duceți dumneavoastră în teritoriu? Păi da, repede împotrivă. Păi am zis, păi a spus 6 plus 7 abțineri. Da. Le-am numărat de abține. Păi treceți din locul. 7 abține. Da. Dumneavoastră ați încercat așa cu ala să introduceți altceva. Fac 15 voturi. Da. Poftim? Și 8 pentru, că fac 5. Nu sunt 8 pentru, 6, doamne, că le-am numărat, doamne, numai că s-a dat din loc. 6! Hai să spune, doamne, hai să spune, doamne. Hai să mai reluăm o dată, că doamna n-a văzut bine când nu iese treaba. Cine este pentru? Vă rog să menționați, să atâmp ce tot ziua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. 6, 6. Ok. A, bun, că s-a mai schimbat votul acum. 7 pentru. Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3, 6, 7, doamnă. Ia numărul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doamnă. 7, 7. 1, 7. Și 1, cine se este împotrivă cineva? Să poate lui prezint. Suntem toți. Am bunit. Suntem toți. Păi cum se înțelege dacă așa s-a numărat, domnule? Da? Tu înțelegi că 7 și cu 7 fac 14? Păi dacă au ridicat zi numai mâinile ridicate, unde e al 5-lea vădut? Nu știu, domnule, să vedeți! Păi nu știți să conduci ședința mea? Ei, iară, nu știu să conduci dumneavoastră! Haideți, domnul Manolache, să vă comportați la fel! Haideți, domnule! Da, domnule Manolache, trebuie să vă schimbăm din funcție, că sunteți praf! Și vine să vedeți pe la parte, care e 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 8. Ia mai ridicat o dată, mă rog. Cine este pentru? Hai. Ridicat mai sus, domnule. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai că la proiectul cu numărul 5, dacă vreți, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici la proiect obiectivul de inventiv, acorduri, utilități, apă și canalizare, locuințe individuale, obiective social-culturale și societăți comerciale aferente Comunei Buhor, județul Bacău, aprobat prin HCL numărul 78 din 16-16-2021. Inițiator primarul Comunei Buhor, vă rog. Domnule președinte, aș avea rugămintea să vină toți colegii consilieri în sală, să pot să argumentez. Siguranță. Să nu fiu după aia interpelat și iar interpelat. Vă rog frumos, vă rog frumos să țineți strict ședința pe punctul de pe urmă de zi. Asta și încerc să fac. Numai nu colegi, vor ia de parte tare. De viață, ajungem din discuții în discuții. Ați văzut foarte bine. Din fiecare dată când avem respect unii față de ceilalți, ședința merge frumos. Când venim cu jigniri, cu afirmații, cu chestii incorrecte, să le numesc elegant, nu se mă poate. Incorrect, se tine soarta mea. Nu mă luați nimeni pe dumneavoastră, duceți discuția cu aia, să duceți cu aport. Iar începeți, vă rog frumos, încercați, că nu interesează pe nimeni de soarta dumneavoastră. Domnul președinte, discuțiile prin doar vici prin mă. Da, nu vedeți că nu mă interesează. Da, 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 cum pe ordinea de zi. Da, da, nu zi de soarta mea. Vă rog frumos. Treceți la... Putem începe, mai avem colegi, mai avem colegi în afară la urmă. Tocmai domnul Stoian a solicitat să afle când începe un fel de pe care ai chemat și pe domnul Stoian? Fii și domnul Stoian, ești un om gospodar, nu pare. Ce vezi pe ăla pe mie aici? Încerc să fiu cât mai explicit, dar încercați și dată să înțelegeți că deja presiunea e prea mare. De când acum crește. Dați citire din nou la punctul de ordine de zi, ca să nu ajungem la dumneavoastră, sunteți președinte. Dați citire din nou ca să audă toți colegi. Haideți, mă fac o părăjeală. Ținem ședința cu părăjeală. Ținem, băi, omule, dar de ce nu... Am un lucru, că mai avem un cricin. Da, 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 da,
Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici în obiectivul de investiții, racorduri, utilități, apă și canalizare, locuințe individuale, obiective social-culturale și societăți comerciale aferente Comunei Buhoci din județul Bacău. Acest proiect a fost aprobat prin HCL-ul din, cu numărul 78 din 16-12-2020. Vă rog. Vreau să fiu strict pe aprobarea indicatorilor din proiect. După cum știți dumneavoastră, am întocmit un proiect de racordare la nivel de Comuna Buhoci. Acel proiect a fost întocmit acum 2 ani de zile, un an și ceva. Știți foarte bine că, conform legii, toate proiectele la apariția unor modificări de salarii, de costuri, se aduc în fața Consiliului Local pentru reactualizare. Asta este pasul reactualizării prețurilor din proiectul de racordare, să putem ulterior să depunem celelalte diligențe, să zic așa, în ideea de a contracta un constructor pentru aceste racordări. Să fiu mai explicit. Se face procedura de licitație în baza proiectului și acestor sume reieșite din proiect. Și a deviziilor de lucrări. Ca să nu intrăm în discuții și să ne dăm cu părerea că nu avem nicio competență. Proiectantul, când a făcut reactualizările, le-a făcut în baza unor nomenclaturi sau mai bine zis niște regulamente ale lor și bine fundamentate. Nu are nimeni niciun interes să umple un preț într-o parte sau alta. Acestea sunt prețuri, proiectantul și le asume, o să stea și la baza recepțiilor finale. Secundă, administrativ. Lăsați-o să te... Proiectantul... Da, proiectantul nu are voie să local și le asumă. Proiectantul nu are voie să sară niște norme. Dar eu nu și-am spus. Asta așa este, domnule. Asta a spus. Noi ne asumăm posturile, proiectantul le pune pe hârtie. La final, dacă o să fie chemat la justificări, o să le asume. Nu-l chemăm. Bine. Asta strict legat de punctul de pe ordinea de zi. Știu că o să ajungă la termene, o să vin și acolo. Dacă credeți că mergem la diversi, dacă nu, vin acum, aștept întrebările noastre. Vă rog, cine s-a spus? Eu sunt președinte, stau. Ia cuvântul domnul consilier Ghiță Pușcă Largă, după care urmează domnul Bocu, domnul Drăstoian și urmează ulterior. Și eu la sfârșit. Și după domnul Moan, bine, vă rog. Da, eu vreau să întreb dacă... Și după domnul... Dacă preia la ajutorul după la el. Da, da. Dacă preiați lucrările care au fost făcute la Branșare și ce sumă este prinsă în lucrările care au fost efectuate până acum? Când s-a întocmit proiectul care îl avem în față, s-a luat în considerare și căminile deja montat. Adică le-a avut în vedere să fie cumva prinse în proiect, să nu muncim de... Nu la cămini, mă refer, la suma. Dacă este prinsă în lucrările, dacă treia cu tot cu sumă. Sumele sunt actualizate pe calculele lor și în funcție de constructor, când se prezintă la primărie să facă o acordare la domnul Ghiță Pușcă Largă, nu cer scuze, dar ca exemplu, da? Dar la mine nu-i analizează și întocmește un deviz de costuri. Una o să fie la dumneavoastră, că aveți alte caracteristici în zonă, una o să fie la mine. Nu aia v-am întrebat, domnul primar. V-am întrebat dacă avem cunoștință de suma care a fost cheltuită până acum la branșele de efectuate. Sunt branșele efectuate, da? Am dreptat sau nu? Sunt o serie de cărmine montate la... Dar atunci nu sunt... Avem cunoștință de suma care ea sunt prinse în total proiect. Deci nu trebuie să știți noi ce sumă. O preia așa, constructorul. Dar nu ajuns încă la constructor. Domnul, haideți chiar... Deci asta, noi acum votăm niște
prețuri. Domnul președinte, votăm branșări. Deci nu votăm încă branșări. Iar ajungem, cum așa ați văzut, a spus voi înaintea Carlului și la proiectul din PNRR. Deci noi votăm niște indicatori care stau la baza atribuirii lucrării către constructor care va fi ăla. Că nimeni nu poate să vină să participe la o licitație de atribuire, câți constructori ar fi ei în lumea asta, fără să aibă niște cifre bune sau rele. Păi și eu ce v-am întrebat? Constructor care vine sau le termenii aia care spune noastră, îi are la bază, are cunoștință de suma care a fost cheltuită până acum, o preia? Da, nu, nu. Păi nu. E nevoie sau nu? Păi nu, că toate posturile la branșele sunt prins într-un deviz general. Și devizul ăsta, probabil atribuirea în caietul de sarcini va fi multianuală, că costurile sunt mari la nivel de comună. Deci undeva pe 12-15 ani vor fi racordate. Nu știu, noi sperăm... Îl spun eu după calma. Noi sperăm să avem solicitări să terminăm în 3 luni. Sunt de vină, domnul primar. Bun, următorul, domnul Copu. Dacă tot vorbim de reactualizare. Bun, am văzut că au lucrat la desfacerea capacilor. La canalizare. Identificare. Dacă tot a fost identificat, la ieșire din Bărci, a fost un canal care e pentru scurgerea. Boldou, luați tu bani. Haideți să nu le amestecăm. Vine să explicați. A venit apa și acolo s-a înfundat. Deci ce ați văzut dumneavoastră, acțiuni, săptămânii trecute, au fost în urma controlului, efectuate de finanțator în zonă, că am trecut la etapa de închidere a proiectului. Dar asta o să discutăm. Dacă v-a supat șanțul și nu mai vine curgea, o să ducă, vine viitura. O să ducă să nu le facă. Asta trebuia să discutăm cu domnul Mici și să ducea și să spune locația și să rezolvă. Dar e vizibil. Tu vezi tot cum poți să facă asta și la moara David. Trebuie notat și să verificăm cu domnul Mici dacă nu mai acolo. S-a mai făcut... Și-au rămas toate mobilurile prin imagine așa. Trebuie să intri unul cum aș mulți. Deci, reprezentanții finanțatorului, în speță AFIR-ul, au fost în teren și ne-au solicitat să pasă în zona asta, că vrem să vedem dacă există conducta în pământ. S-a săpat, am lăsat lucrurile în prima fază în forma lor, după care urmează, că n-aveam timp, că dumnealor nu puteam să stau să fac șanțul la loc și să mă aștepte dumnealor, că și ei aveau termene, că aveau 3-4 zile de control. Și nu a fost ușor, dar ajungem la discuție și pe partea. Ok, bun. Ai înțeles. O să vedem, discutăm cu domnul Vici să rezolvim problema aia acolo. Da, e așa înțeles. Pune în pace. Domnul Stoian. Domnul Bosel, vă rog frumos. Ascultați-mă și eu vă ascult. Vă rog. Când o să vorbiți. Acum 4 luni, mai exact că la ședința de acum 3 luni, știți că am convenit o condiție. Într-o lună, domnul administrator public se bătea cu unui plecă de drumul. Eu atunci, ca să deblocăm bugetul și să funcționeze totul normal, cu ajutorul domnului Mocanu, am spus că mai 3 luni. Hai să treacă. Da? Cu condiția că dacă până pe 29, adică astăzi, nu se dă drumul la apă, domnul primar cu domnul Vici și cu domnul director, să le lasă pace. O secundă. A fost condiția cuiva, dar nu a fost promisiunea nimănui. Nu, nu m-am întrebat. Că nu m-am întrebat. Ați fost de acord. Ok. Acum, întrebare. Dacă la data de astăzi nu s-a dat drumul la apă, că e normal, dacă nu ai branșări, n-ai cum să dai drumul la apă. Ca să facem o altă convenție acum, la fel ca și cealaltă, care nu se încălzărați. Branșările și efectiv darea drumul la când va fi? Peste cât timp? Plus minus? 3 luni, 6 luni? Anul ăsta la sfârșit? Hai să vedem ceva. Dați-mi voie să vă răspund și să mă justific la cele 4 luni de zile până la data de astăzi. Am început atunci procedurile pentru a închide proiectul MAMA, să-i zicem așa. Tot ce ține de apă și canal, finanțat de fonduri europene. S-a început prin
adresă oficială. Ni s-a cerut, tot prin adresă oficială, să punem la dispoziție următoarele documente. Am strâns documente. Știți foarte bine, la multe ședințe, ați văzut pe aici, prin sala de ședință, vreau de documente. S-au depus cereri către Apele Române pentru autorizare. A venit autorizare. S-a cerut către mediu. La mediu se mai lucrează un pic. De asta spuneam că câte avizi mai trebuie. Mai trebuie unul de la mediu. Acolo se lucrează un pic intervenind arii protejate în timpul construirii investiției. S-au făcut demersuri. Am fost înștiințați de cei de la AFIR regională Iași că o să vină în control. Asta în mai. Nu puteau fi făcute înainte astea? Nu sunt proceduri. Deci a venit în luna mai cei de la regională de la AFIR Iași. Au stat în zona noastră, au verificat orice butonaș, au numărat orice stâlp, au verificat toate burile de canal. Pe alocuri am mai verificat și ei să vadă dacă e înglobat, conducta în teren. Deci am dat verificările în jur de două săptămâni. S-au dus. Bine, justificați-mă. Da. Deci luna mai. Lăsați-mă să mă explic, ca să știi... V-ați explicat, am înțeles. Nu m-am explicat. Deci luna mai a venit regională Iași. Când aproape să încheiem proiectul, tot ok, am căzut cât de cât pe final, am fost înștiințați de centrul București, că am căzut pe eșantion. Să ne pregătim, să ne punem la dispoziție următoarele documente. Asta în data de la începutul lunii iunie. Mai mult decât atât, le-au solicitat celor de la regional de la Iași să vină și dumnealor cu documente la Comuna Buzi. S-au prezentat, am avut 3 zile de control, propriu-zis, numai în teren. Nu mai spun ce a fost pe aici prin primărie. După care, la momentul acolo, adică luni, am primit o informare de la București că o să primim restul de plată din ultima tranșă, tranșa a 5-a, care o să acopere fondul de garantare în jur de 18 miliarde solicitate la începutul proiectului și au fost cheltuite pe proiect. Și restul, de aproximativ, nu spun cifre rotunjite așa, de 8-9 miliarde vor intra în buget cât de curând. Asta înseamnă că o să avem o ședință în următoarele zile să discutăm și pe această temă. Dar asta e în afara proiectului. Nu știu dacă m-am făcut explicit pe ordinea de zi cum stau lucrurile. Doi, ca justificare a timpului parcurs și vrea sigur să ajungeți în zona aia când cineva ia și o da demisia, nu și-o da nimeni demisia și nu-și dă demisia, ducem proiectul ăsta până la implementare, inclusiv racordări. Implementare înseamnă finalizare. M-am justificat, dacă s-o înțeles, aproximativ, după părerea dumneavoastră și a expertului director, branșările, cine ne oprește ca să începem și cât timp durează branșările? Păi, avem aprobarea indicatorilor, după care celelalte proceduri etapizate, spun să dați, nu emiteți nimic. Și ca timp, să spuneți... O să facem din toate republică pe regulament. O să fie aprobat din masă regulament. O să vină bănuții ceea ce spunea domnul primar, ce vin banii de la București, să facem rectificare, să suplimentăm fonduri. Împreună vedem cum putem să-l facem. Reușim anul ăsta, reușim în tot anual. Tot cu dumneavoastră împreună să facem. Adică reușim anul ăsta. Dar ascultați cu atenție, că dacă ascultați și atenție, vă anul ăsta și ascultați cu atenție, ascultați cu atenție. Ce am votat? Să se termine. Anul acesta sau? Ascultați cu atenție. Că primăria sunt branșare până la limita proprietății. Ultima discuție care am avut-o cu dumneavoastră, e adevărat, mai în privat, că eram pe stradă, opresc undeva să alimentăm, ați spus că
Fiecare cetățean trebuie să plătească 30 de milioane pentru Brașari. N-am spus asta, am spus că în momentul în care nu ajung banii, tot prin hotărâre din Consiliul Local, putem suplimenta numărul de branșări cu bani de la populație. Nimeni nu vine să lucreze fără să fie plătit. Și atunci, ca să înaintăm, tot cu acceptul dumneavoastră, căutăm să plătească populația care vor să branșeze, urmând tot prin dumneavoastră să recopere și bani. Mai scurt și mai clar. Dacă ați început procedurile, în cât timp va fi nu am început nicio licitație, am indicatori aproape 13 ani, până Să termină, avem notificare de la București, s-a terminat. Urmează pasul 2. Deci, domnule, s-a terminat proiect. Când încep tranșările? Pentru că durează, cel puțin după părerea mea, 2-3 luni de zile până să facă licitația, până să desemneze firma. Aia când încep lucrările, în luna noiembrie, și o înghețat, nu se mai poate face. Deci rămâneți, fiți sinceri și spuneți că începe tranșul. Nu începem la deci, haideți să aprobăm indicatorii, să trecem la etapa de atribuire către constructor. Bineînțeles, regulamentul merge separat, o să-l aprobăm, la care se poate modifica și în decursul timpului. Dar astea sunt pașii. Aprobăm indicatorii, facem procedura de licitație pentru constructor, o să scriu, o să respectiv cadrul legal. Ca timp, plus minus, primar, mai scur. Explicați ca și timp. Avem astăzi indicatorii. Astăzi în 2009. O să vină prima dată, o să vină Bănuțe și să vedem cu ce bani ne ducem în bugetul local pentru branșări. Rectificare. În baza lor știm ce licitație urmăm, ce proceduri de licitație urmăm, dar dacă vine contestație, eu pot să-i spun lui domnul Stoian, că vineri gata, iar joi primesc contestații care vrea să... Anticipate, nu au contestații? Am pus și varianta asta. În momentul în care a venit control peste control, dați-vă seama că nu a venit așa... Deci, practic, ca să avem... Trebuie să omorâm PSD, știți, nu mai facă prânze. Nu. Adică că nimeni nu a venit nici cu... Adică să gândim pozitiv. Și să fim în interesul cetățeanului. Cineva din Consiliul ăsta sau din comuna asta nu vrea ca să dea apă, să dea drumul apă. Toți suntem de acord. Problema noastră, care fizicii trece, problema acută, pentru că suntem duși cu preșul peste o lună, peste două, peste șase. Vrem și noi plus minus, că ne întreabă și noi oamenii și pentru noi personal. Băi, știu că la anul, pe 30 mai sau pe 30 februarie, pe luna de 28, avem apă. Bun. Dar dacă noi nu știm procedurile care le-am început acum, când durează? Și domnul administrator spune că da, păi cred că până la anul o să începem cu licitația. S-o dat singur, vă dați seama că vă spune dumneavoastră. Nu-i așa, nu-ți spus nimic. Nu-i luați în nume direct, nu-i nimeni absolut, nu-i nimeni contra. Dar v-am spus de anul trecut, domnul primar, păreri pro și contra la orice proiect sunt întotdeauna în orice consiliu local. Haideți să demarăm un pic lucrările cu oameni și cărăda. Asta este problema acută. Că restul, barbieri, biciclete, trotinete, dracu să ne iei, mai aștepte. M-am justificat cele 4 luni cu tot ceea ce o stat. Haideți să dăm și la următoarea ședință de identificare. Când o să vină banul, tot dumneavoastră o să puneți întrebări. La ce stadiu suntem acum? Băi, știți foarte bine. Haideți să văd astăzi pe rogări. Domnul Stoian, dacă îmi permiteți, stradă eu și-a spus domnul primar. Domnul primar, domnul primar a zis luni că marți se duce miercuri la treabă, dacă poate joi, că vineri nu se poate și sâmbătă de sărbătoare. Și cine e răutățios și cine îi alimentează negativ și cine duce ședințele în zonă mizerabilă. Domnul, am terminat, mulțumesc. Stimați colegi, să vă readuc aminte că astăzi suntem în data de 29 la mulți ani. Și trebuie să traducem la mulți ani și la mulți ani acestui proiect. Ne spunea domnul primar Iștoc, împreună cu domnul viceprimar, că pe data de 29, dacă nu vor începe aceste lucrări de branșare, este adevărat? Vă întreb, este adevărat? Este adevărat? Tu nu te faci. Dumneavoastră v-ați angajat, nu eu. Nu, dar... Dumneavoastră este împreună cu domnul viceprimar.
atac. Foarte răspicat, domnul primar. Așa, dacă nu începeți, suntem lăsați, dacă nu mai dacă nu începeți aceste lucrări, vă dați de listia. Și ați început să spuneți, doamne, eu nu, că eu îl voi termina. Suntem în data de 29 și doriți o altă prelungire. Dar cine a spus prelungire, domnule? Este o altă prelungire. Eu am crezut că dumneavoastră ne spuneți în momentul de față că ați început branșările. Și cu asta am nicio la, așa ne spuneați. Domnul Ocanu, haideți să vorbim calm. Păi calm, dar dacă nu mă lasă nimeni să vorbim. Ca să înțeleagă că nivel domnului întreagă. Păi, dar nu așa. Atunci nu știți să faceți diferența între indicatori și... Execuție. Și vă rog, nu v-a spus nimeni că aprobăm acum branșă. Doar indicatori. Știți ce înseamnă indicatori? Domnul... În data de 29 spunea că încep branșările. La dumneavoastră începe branșările. Dar v-a spus... La dumneavoastră... Stați un pic. Nu mi-au spus în ce... Păi spuneți că domnul Bogdan, că dumneavoastră îi zâmbește acolo. Indicatorul e la care... Deci spun ca să fie toată lumea. Mi-a dus 2 ani. Domnul, așteaptă domnul unde... După aceea vorbesc de ce e. Deci nu este altul. Iar răspunsul primit la mine acasă... Ghița e recunoscut. Da, domnule, ascultă. Răspunsul primit la mine acasă, de la ISC, este o unitate, care niciodată nu se dea aviz pentru chestii care nu e... Imediată, da? Conform. Reluarea lucrărilor la apă și canal se iau după înlocuirea tuburilor neconforme. Și ce vorbim? Ce o ducem acum? Indicator tehnic. Nu vrem prelungiri. Mai prelungiri. Mii o să mulțumiți că v-am locuit din afaceri. Așteaptă și nu spui tu, nu. Din afaceri prostii. Că și eu. Cu banul public nu te joci. Trebuie să faci conform cu stasul, cu oaia. Să faci de-aia este seap, achiziții. Cu banul. Banul și al meu al contribuabil. Doamne, nu-i ban. Eu de aici ce fac eu că am considerat că-i mai el. Aici nu vii să dai banul. Nu e la... Ai făcut bine că ai oprit atâta lumii săracului, 2 ani de zile, mii o să mulțumesc de rămat cu bora. Păi ce-am cu bora? Păi ce-am cu bora? O să-i stată alea, s-au lăsat plângeri de toate treburi ce-au fost. În 2020, sunteți toți aici după alege, o să-i se dă drumul. 2021, s-a făcut ceva la apă? Nu. Stația de filtrare a apei a fost mandată, este domnul administrator. Apa potabilă, toate, a ieșit capul. Nu mai ce mai luăm istoria, este drumul la apă la oameni, asta și noi. Da, dar trebuie să trecem din proceduri legale, că nu s-a făcut nicio etapă. Dumneavoastră trebuie să forțați primarul să ducă să dea semn la țeavă, ca să ne spună. Asta e și altă de partea mea. Dați drumul la proceduri legale. Nu mai știți asta procedură legală pentru a da drumul la apă? Eu tot prost. Asta e procedura legală, dacă vreți. Deci, vă spun că știți toată lumea. Dacă la apă și la apă se dă drumul, să fac la fără de... Aveți demisia mea în prima secundă. Dacă e vizit, eu ce-am spus, de branșură, domnule, lasă indicator, de branșură, domnule. Da, venim acum și vor să compreți consilierul de colare. Prelungi. Da, mă rog, cum ați spus, primăria mea. Uite, primăria v-a ajuns la... Domnul consilier Colare are cuvântul. Mulțumesc frumos, domnul președinte, stimați colegi, doamna secretar, domnule primar.
Eu aș pleca de la următoarea premisă. Din punctul meu de vedere, mi se pare din nou o altă promisiune. Și ascultați-mă până la capăt și o să înțelegeți de ce este o promisiune. Am aprobat în HCL 78 din 16-12-2021 un indicator de 16 milioane de lei pentru raporter, da? Din bugetul propriu. Am aprobat în martie 2022 un alt HCL, un proiect prin PNRR, mai exact prin AFM, da? Pentru prima raportare a cetățenilor cu nevoi sau cu fără, da? Bun. Aici nu s-a întâmplat nimic, domnul administrator. Nu știu, avem vreun dosar depus, urmăresc săptămânal, săptămânal, nimic nu apare de la voi. După care veniți acum cu un alt proiect pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, într-adevăr, cu o creștere de 21% conform ceea ce s-a întâmplat pe piața din România din 2021. Reactualizare. Ok. Bun. Deci o creștere de 21% conform cu ceea ce s-a întâmplat din 2021 până în 2023. Stimați colegi, eu știu în felul următor. Bugetul OAT-ului Buhoci este undeva la 8-9 milioane de RON pe an. Din care 6-7 milioane merg pe funcționare. Asta înseamnă că rămân undeva în jur de 2 milioane pe investiții. Aceste 2 milioane pe investiții, conform acestui deviz de aprobare, da? Și a sumei de 20 de milioane de RON, ar trebui să o împărțim pe următorii 10 ani ca să putem să raportăm, să ducem la finalitate proiectul. Dar din astea 2 milioane pe investiții anual, 60-70% se după cheltuieli neeligibile pe proiecte care le avem deja în curs de desfășurare. Sunteți de acord, domnul primar, da? Așa este. Domnul primar a spus. Deci o parte o parte din banii pe investiții se după cheltuieli neeligibile pe anumite proiecte care le avem în curs. Sunteți de acord, da? O parte. Poate am exagerat cu 60-70%. Bun. Revenim la rețeaua de apă și canalizare. La ora actuală, din cele aproximativ 1700 de gospodării, doar 1000 din 1000 și un pic de gospodării vor putea fi conectate la apă. Corect? Conform proiectului. Din deviz, la lucrări, avem 10.247.000 pe apă, branșarea apă. Corect? Asta înseamnă aproximativ 2000 de euro pe gospodărie de branșare. Iar pe partea de canalizare avem aproximativ 600 de gospodării cu posibilitatea de raportare pe canalizare, de acord domnul administrator, din care avem cheltuieli pe branșare canalizare 8.116.000, care înseamnă 3000 de euro pe gospodărie. Ne rezultă un total de aproximativ 5000 de euro pe gospodării. Da? Apă și canal. Apă și canal. Pentru o camin. Pentru o gospodărie. La limita proprietății. La limita proprietății. Eu săptămâna viitoare vă aduc un alt deviz de lucrare pe branșare și vă spun că ieșim undeva la până în 2000 de euro. Deci după ce am discutat ieri și alaltă ieri cu un consultant. Și aici închei discutat. Mai înainte am spus un lucru, dacă nu ați vorbim, orice conținut, dar mai înainte am spus un lucru. Sunt niște indicatori propuși de un proiectant. După ce vedem ce gânduri avem și ce procedură de achiziție purtăm, poate să vină oricine și cu 5 lei. Dacă se descurcă în 5 lei, el va câștiga licitația, pentru că este procedură simplificată de seapă. Depășește acei 400.000 de lei, să înțeleg că proiectantul a mers pe sumele maxim acceptate de... Deci, cum se face calculul? Există niște devizieri aprobate de Guvernul României. Atât la materiale, cât și la creșterea salariului minim. La manovră. El a băgat acei indicatori și i-a dat noi indicatori. Nu a venit cu alte prețuri. El a aplicat actualizarea conform hotărârii de guvern stabilită de statul român. Nu au venit cu alte sume.
licitația în sine. Puteți să o urmăriți, puteți să veniți cu, cu constructor, că va fi licitație PSA. Publică. Deci licitație deschisă publică. Nu sunt negocieri. O să deschis plicurile, dar fel cum ai făcut cu Camilă Coturatul? Plicurile... După ce câștigă licitația oamenii? Da, nu mai... Deci, o să fie la vedere, tu tot îmi urmărești pe seara. O să fie la vedere ce-a venit. Stați, colegi, ascultați puțin aici. V-am dat la început, haideți să nu mai facem afirmații pe lângă și să ne acuzăm că presiunea e maximă și toți răbufnim la un moment dat. Să lucrează pentru proiectul ăsta și canal. Supuneți la a spus, a spus într-adevăr că a fost întocmit un proiect. Avem întocmit un proiect. Punctul 3 se leagă de punctul 1 cu deviziere, cu normative, ce seamă reactualizări, da? La partea a doua, ați venit dumneavoastră cu afirmație și că trebuia să vă dau. Parare prea mare. Asta o stabilită cu proiectarea. Dar nu înseamnă că asta e prietul care îți fac câștigă. Între timp am avut și niște discuții la hram. Că probabil, odată și odată fiind membri ADIB, această lucrare va fi predată. Și am discutat cu domnul director general mai multe aspecte. Ne-a trimis niște criterii de predare a documentației pentru preluarea sistemului. Dar ne-au spus din start ce intenționează ei, ca să fim cumva cu ei pe aceeași linie la echipamentul. Doamne, noi intenționăm să facem o achiziție, niște apomete care să pot citi de la distanță. Da. Un apometru genul ăla, cu logistică, cu... E un sistemul scala, ăsta e. Se poate folosi. Ajunge de la 1500, 2000, depinde de echipament, că sunt mai multe firme. Vă rog frumos să luați în vedere, când faceți rezultatele... Adică, dumneavoastră a discutat cu cei de la Praf. Dom'le, oricum noi să vă predăm lucrarea dumneavoastră. Am avut niște discuții, niște condiții, da. De principiu. Da, și ca să vedem cât de cât pe... Am înțeles. Și domnii de la Praf au spus în felul următor. Domnul primar, dacă vreți să vă preluăm... Sistemul de apă și canalizare, dumneavoastră trebuie să puneți niște contoare care noi să stăm în birou să licităm. Corect? Adică am impus de condiții. Deci nu ne-au spus, ne-au sugerat că dumneavoastră vor recurge la acest gen de investiții cât de curând, că situația mai bune. Dar noi trecem de etapa, o să ajungem cu regulamentul tot în fața Consiliului Local și acolo vă aștept la discuții constructive, ca să nu se caprinse. Eu am discutat cu domnul Gabriel, proiect am preluat. S-am implicat. Deci, foarte sunt tot. Le dă un operator care, oricum ulterior, o să-și ocupe cetățenii. Eu am convingerea că putem să-l gestionăm. Mai că, dar o să fie profitabil, o să-l gestionăm noi. Și o să fie... Cum le zis domnul? Nu faci constații din... Ia un bol, o să-l gestionăm, am finalizat un proiect de 10 ani. Nu mai fi așa de... Domnul consilier... Vreau să-ți pară bine când se faci. Domnul consilier Popu are cuvânt. Câți viceprimari au fost de când este proiectul ăsta? Care se ceartă între ei. El ăsta a fost. Domnul Ghiți. Domnul Munteanu. Domnul Acan. Domnul Vasilie Ieș. Toți s-au certat până acum pe acest proiect. Dar nici nu l-am luat. Dar de vici... Dacă aveți vreme la repede, mă rog, de cei viceprimari... Doar am... Domnul Coco, trebuie să vă dau un răspuns.
Eu am prins primarul. Eu, din punctul meu de vedere, când am fost eu pe postul de viceprimar, nu am promis că aceste lucrări de branșare nu vor începe pe data de 20. Vă aduceți cumva o dată când eu am stipulat una din dăți, niciodată. Eu nu m-am angajat că s-a angajat domnul primar și domnul Doru Mundial. Băi, pe ce vorbiți, dragi, dacă nu... Haideți să... Întrebați pe cei care au promis. Întrebați pe cei care au promis. Pe mine să nu mă întrebați că eu nu v-am promis. Vedeți, dumneavoastră, vreau o prelungire. Asta vreau. Să înțeleg, domnul la sistemul ăsta de aproșcanalizare. Eu... A făcut avocat. Domnul Ion, domnul domnul consilier, eu nu ți-o domnișteam. O întrebare pentru domnul administrator. Trecem proiectul care este acum în discuție. Ce termen ne mai dă la următoarea discuție? Eu nu dau termene, vă spun ce proceduri trebuie urmate. Da, procedurile astea au un termen, domnul administrator. Un termen, nu are un termen, în traducere liberă, într-un an va da drumul. Domnul Mocanu, domnul Mundea. Dar eu da. Nu, de la Înghețul la ce au fost, la Bucăpar, s-au refăcut, la stația de pompare, nu știu la 100, pompele, 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 dacă nu au fost pompele, alea nu au putut atunere, nu au putut la față, au putut. Haideți să trecem la subiect, vă rog frumos, haideți, dar scurmesc tot puțin. Ascultați, scurt ca să știm ce s-a realizat în perioada. Tocmai de cine locul nu e în ziua de azi, de ce nu ar fi area administrativă, ca să știe, să știe toată lumea, nu de la Tugur, nu de la area, nu că nu vrea primar, nu că nu vrea Munteanu, nu că nu vrea Mocanu. Când s-a terminat, vreau să ați să vorbească, vă rog, dar sunteți chiar... Când s-au terminat un avis, e gata să înceapă să dea drum să ți-și dea în capa, este gata altul care îi trebuie de la... Până să-l facă, pe ala s-o terminat ăla. Și de asta ne ducem în zonă. Am dreptat de domnul primar. Dumneavoastră, înțelegeți cronologia în sensul dumneavoastră. Noi nu suntem aici decât să respectăm cronologia legală. Cronologie nu există. Da, am dreptate și legal. Că dacă cineva sare o etapă, riscă să ajungă unde vreți voi să ajungă, dar nu o să ajungă. Eu aș vrea ca toată lumea să aibă, nu din cauza. Se abține cineva? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da? 2. Se abține cineva? 2. Vă rog să nominalizați să abțineți din... Da. Nominalizați. Împotrivă? Pe planele care... Cine împotrivă cineva? Deci 13 pentru abține. Nu, persoanele care s-au abținut. Persoanele care s-au abținut.
Eu motivez din cauza neînceperii branșărilor la proiectul apășcare. Păi, dar nu s-au început pe 29, ce se face? Dacă nu s-au început, nu s-au început. Și așa, ați motivat așa. Haideți să trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi, proiectul cu numărul 6. Vă rog frumos, puțin atenție. Haideți că trebuie să... Să lucrăm mai eficient. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a cererii pentru investiția extindere rețelei electrice pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici în toate satele comunei Buhoci. Inițiator primarul comunei. Vă rog, domnule. Las pe domnul Sturcă să vă explice. Am luat legătura cu Ion Iași, regionala de Leon, în baza cererilor făcute de către populații care nu pot fi branșați când depășesc 100 de metri, acolo au dat soluții, să adreseze primărie și primărie să urmească documentații privind tranșări, extindere de rețele electrice. Noi, dacă știți, țineți minte, am vorbit când am făcut iluminatul public, că încercăm să ne folosim de acest timp, să scădem costurile, sau poate să nu mai punem aproape costuri deloc, nici noi, nici cetățenii, punând la dispoziție acest timp. Dar trebuie să facem o documentație, tot din specialiști ai în electricitate. Avem tronsoanele, de la Bucocel până la Spau. Toate tronsoanele pe extindere de electricitate. Plus altele, plus altele. Noi sunt care au mai avut. Eu aș puncta foarte scurt că ar trebui să avem atenții mai mari către raportarea la energie electrică a celor care nu sunt încă raportați. Iluminatul stradal poate aștepta. Asta e prioritar. Și așa n-avem noapte. Exact. Nu trebuie să fie toată la de la Marius Solomon, care este în problemă. Da, George, vă rog ca să țineți cont, să nu spunem nume de acolo. Așteptați că sunt două, trei case care nici la ora actuală nu au curent. Vă rog frumos, foarte mult, să țineți cont. De aceea, George. Consilierii care știu să vină să ne spună zone. Poate ne sare nouă o zonă. Dacă ne aducem la cunoștință, păi trebuie și acolo. Mergem și acolo să facem. Eu am ridicat această zonă de la Comunitate. Chiar în avantaj să ne spune. S-a înțeles, da? Deci nu mai se înțeles. Dacă vreți. Cosmacoca. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Nu, de doar, am două mâini. Nu, de lucru de nevoie. Comunitate. Abține, nu, să nu abține nimeni, toate lucrurile. Bun. Dacă avem consens, trece proiectul repede. Treaba este bine. Dacă nu e mai bine, este și mai bine. Proiectul cu numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, acel PNRR pe care îl cunoaștem toții, din componenta C15 Educație, precum și aprobarea proiectului cu denumirea dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale la Școala Gimnazială Constantin Popovici din Buhoci. Deci trec la vot că... Nu, eu aș vrea să discut puțin, eu aș vrea să clarificăm puțin aici. Da? Dragi colegi, din câte știm, și noi am avut unele proiecte care aveau referință sau ca beneficiar școlile din Comuna Buhoci. Sau aveam niște intenții, dacă vă aminte, de a folosi spațiile unor școli care sunt aproape dezafectate, nu sunt utilizate cu nimic, să facem niște hub-uri pentru tineri, pentru copii. Atunci mi se spunea de fiecare dată că toate școlile nu sunt în custodia Consiliului Local sau Primării, ci sunt în custodia Inspectoratului Județean Bacău. Ori, dacă sunt ale dumnealor, de ce să finanțăm? Noi am discutat înaintea ședinței cu doamna secretar general și mi-a arătat niște cifre. Domnul Cocu, vă rog frumos. Mi-a arătat niște cifre de viză general și acolo, o să vă dau date nu corecte, că nu vreau să citim, dar ca să aveți o idee.
În devizul general mi se cere din partea Consiliului Local, îi se cere din partea Inspectoratului Școlar Județean să cofinanțăm cu o sumă care, după ce se pupă tanta cu manda, este de vreo 80 de milioane de lei. Ori, eu mă întreb, așa funcționează mie logica, dacă este... Cum de 80 de milioane? Cu 80 de milioane aici, da? Să vă dau chiar detalii corecte. Uitați-vă. Adică o școală de întregi. Deci avem așa. Valoare eligibile. Mă ascultați puțin. Ascultați-mă puțin. Nu, este de un milion tot. Ascultați-mă puțin. Vă dau date corecte ca să nu dezinformați. Deci, valoarea eligibilă a întregului proiect este de 1.099.000. Așa este, da? Din bugetul local, 17.800 de lei, 850 care se promit așa că se vor întoarce la noi la bugetul local, dar valoarea neeligibilă de lei, și aici este vorba de valoarea pe care Consiliul Local trebuie să o aprobe astăzi, dacă 95.000 de lei, 200. Ori suma asta trebuie să o aprobăm noi din banii noștri, ori noi în bugetul local, după cum foarte bine a explicat colegul nostru Adrian Golaie, avem banii aproape pe munte, dacă nu suntem deja în deficit, în deficit bugetar, ori banii ăștia, dacă îi dăm acolo unei entități ca să-și facă treaba la dumnealei în curte, da? Mi se pare puțin ciudată. Eu, sincer să fiu, nu aș fi de acord cu acordarea acestor sume de la bugetul local, pe motivul foarte clar, că școlile aparțin Inspectoratul Județean. Dumnealor au linii de finanțare proprii și pot finanța orice doresc din fondurile dumnealor. Noi nu suntem aici în Cuveit sau în alte zone unde bugetul e mare, să ne permitem luxul de a arunca cu banii stânga și dreapta. Nu. Eu zic că de la acești 25.000 de lei am putea să facem ceva util, practic și care necesită acțiunea noastră imediat. Domnul, în completare la această dumneavoastră, mi se pare totuși că tot copiii noștri au să vor beneficia de aceste dotări. Adică haideți să punem în balanță beneficii, costuri. Adică prefer să facem o cofinanțare unde copiii să aibă parte de unele dotări moderne. Păi le pot avea din bugetul Inspectoratului Școlar Județean. Au ce mai mare. Nu au de acolo, noi ce facem? Poftim, dar trebuie să se facă. De la noi dacă nu este, noi acum ce facem? Hai, noi refuzăm că ce de face la Inspectoratul Școlar Județean. Domnul, ce punctul vrea să vedem. Eu nu am spus că al meu este bun. Eu am spus că acesta este punctul meu de vedere. Eu văd pe dumneavoastră, îl vedeți diferit. Uite, acum văd că domnul consilier are și vreau ceva de spus. Vă rog, poate avea un alt punct de vedere. De asta este vorba aici. Trebuie să ne supărăm și că avem puncte de vedere diferite. Trebuie să ne... Cele mai bune investiții, atât într-o familie, cât și într-o comunitate, sunt în copii. În copii. Toți acum sunt... Dacă noi nu creăm acestor copii condiții la un standard la care se poartă acum, nu o să avem maturi tineri și maturi educați mai târziu. Și Eu am să completez ce spunea lui. Dumnealui vrea să spună cu foarte bine a zis că... Dumnealui spune și eu cred că toată lumea trebuie să se de acord că cele mai bune investiții din lume sunt acelea făcute în copiii noștri. Dar noi nu am, prin punctul meu de vedere, nu am spus că nu sunt bune. Am spus că finanțarea de oriunde a venit, ea vine de la un buget. De la un buget care este strâns tot de la noi. Că e buget local, că e buget național, banii nu-i strânge de la lituanieni, îi strânge tot de la români. Deci, domnule Munteanu, noi nu am votat în caz negativ, dacă ne abținem de la acest proiect, lipsa de investiții pentru în copiii noștri. Din contră, am spus doar că investiția este utilă, imperios necesar, dacă doriți, dar se poate face din sursa de finanțare proprie, pentru protecție. Au sursă enorm de mare. Domnul președinte, este foarte simplu răspunsul. Dacă acea entitate, care este tot o entitate, persoană juridică, nu este de acord
să facă această investiție. Păi nu știu ce dacă... Ascultă-mă o lecție. Cunosc foarte bine situația. La nivel de cum se dau fondurile către comune. Inspectoratul... apropo, vă aduceți aminte, stimați colegi, cât bani a primit comuna Voci din bugetul Consiliului de Țean? Am la acesta vă bineînțeles, 80% mai puțin. Dacă nu știți, domnul, cât? 80% mai puțin. Corect. Da. Dacă nu știți, inspectoratul județean Bacău este subordonat Consiliul Județean. Da. Și domnul Andrei, să le mai dăm niște bani. Nu, nu, eu spun că nu ne vor da. Nu domnul Golaie. Eu spun că nu ne vor da. Nu domnul Golaie. Dar le înțeles. Simplu. Ce fel de eu înțeles? Dar nu vreți să verificăm? Că nu ne vor da. Dacă nu ne vor da, găsim o soluție. Și dacă... Asta, spun că nu ne vor da. Și dacă ne vor da, dacă ne vor da, dacă ne vor da, dacă ne vor da, ne vor da, dacă ne vor da, ne vor da, dacă ne vor da, dacă ne vor da, dacă ne vor da, ce am înțeles? Noi nu putem să mergem pe principiul drogului de sare, domnule consilier local. Nu mergem, mergem pe practică și pe intuiție, dacă doriți. Și în favoarea... La dumneavoastră, într-un fel, am aici, într-un fel. Am o întrebare, ca să... Vă rog, haideți ultima întrebare să trece la vă. După acasă. Vă rog. Acest proiect trebuie aprobat până la ce dată? Noi trebuie să dăm un termen. Noi avem un termen. Două secunde. Regulamentul spune că UAT-ul plătește diferența de cheltuieli neeligibile sau ce sunt acolo. În realitate, discutăm. Hai să punem cu început. Deci, școlile cu dotări sunt ale Consiliului Local. Okay. Sunt puse la dispoziție inspectoratului școlar pentru desfășurarea activității de învățământ. Ceea ce spuneai, schimbarea categoriei de folosință din învățământ în altă se face cu avizul Ministerului. Noi am spus că Ministerul nu este de acord să schimbe activitatea din acele clădiri. Conform legii 1 a învățământului, finanțarea de bază a salarizării și a unor părți din bunuri și servicii pentru funcționari le asigură Consiliul Județean direct către ei. Noi, primăria, trebuie să asigurăm o parte din bunuri și servicii și pot să vă spun, e articolul 105 din lege. Sunt câteva transport, nu avem... Sunt câteva lucruri. Dar dotarea și investițiile este strict atributul Consiliului Local. Nu dăm pe învățământ. Inspectoratul școlar nu critică. Inspectoratul școlar a fost alături de noi la obținerea finanțării. Cu inspectorul general adjunct am discutat când am făcut toată procedura asta. Hai să nu acuzăm de asta. Noi trebuie să dăm dovadă și de bune practice. Dacă se pare că din inspectoratul inspectorat nu poate să dea bani la dotări. Da, trebuie primăria să o plăteze. Dacă nu e stipulată așa, finanțarea de bază, salarii și o parte din bunuri de servicii care sunt punctuale. Domnul adotări. Care sunt investiți. Deci, bun, haideți să discutăm la noi. Urmează domnul Ocanu și după aia vreau să discut puțin pe tema asta. Stimați colegi, și eu aș dori ca acești bani să ajungă la inspectoratul școlii, mai precis la școala din comuna Bohoci. Dar să gândim un singur lucru, dacă vom lua acești bani, bugetul comunei Bohoci va rămâne pe zero. Pe urmă o să spunem cu toții, dom'le, nu mai avem bani în buget, că i-am inclus la școală. Nu mai avem. Domnul, eu am spus că nu sunt de acord, Dar vor veni după aceea în Consiliul Local și o să spunem tot noi. Nu mai avem bani, pentru că i-am inclus. Eu să vin alți bani. Bine, domnule, când o să fie și o să rămânem fără bani, atunci o să așteptăm să vină alți bani. Dar să nu așteptăm. Haideți să vă spun ceva. Mulțumesc. Eu vreau să fac o ultimă comentare, dacă sunteți de acord. Și vreau să punctez foarte bine la bune practici pe care noi ar trebui să le folosim. Uite, și aici mă dau exemplu pe mine. Eu acum câteva minute spuneam și încercam să îmi exprim un punct de vedere bazat pe niște cunoștințe care se pare că nu erau complete pe speța asta. Ori acum
prin dialog și discuții între noi, cum ar fi normal să se întâmple la fiecare proiect, dacă ne convinge unul sau altul dintre noi, sau dintre dumneavoastră, sau oricine altcineva de specialitate, că lucrurile stau altfel, cum a spus, eu o să verific cele spuse de domnul administrator, dar din câte mi-aduc aminte, e posibil să aibă dreptate în proporție de 99,9%. Ori, conștientizând realitatea și, respect, și având respect pentru legislația viitoare, atunci este clar că această investiție, uite, vedeți, o schimbăm, schimbăm modul de abordare și în cazul acesta se impune să o finanțăm noi. Deci, departe de noi, noi nu suntem împotriva unor proiecte de care beneficiază comunitatea. Asta e foarte clar. Da? Trebuie discutate, trebuie lăsate orgolile astea pe care toți le avem mai mult sau mai puțin și să ajungem împreună să lăsăm partidele la o parte, că aici noi suntem pentru comunitate. Da? Apropo de chestia asta, stimați colegi, da, uite, aici e făcut adresa din partea inspectorat de către doamna Ana Maria, către Cristianiștu, corect, am văzut. Eu cunosc pe doamna Ieri Garmin. Hai, hai, ca să zic, așa, o singură, asigurarea echipamentului, ca să fie clar pentru toată lumea, asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ și asigurarea dotărilor pentru sale de clasă, preuniversitare și laboratoare școlare. De unde? De unde? Domnul Mocanu, o secundă. Domnul, e aici foarte clar. Pentru școala și gazelă, Constantin Popovici din Bursa. Pentru de post regință, supun la vot. Cine este pentru? Dar nu e un proiect. Hai că mai sunt proiecte. Da, mă. Acum o să iau o oră jumătate. Da, asta e, deci consiliile locale sunt. Ați votat pentru? Da, o oră. Exact, da. Eu mă abțin, știți, nu? Da, o abțin. Eu am băgat pentru bani de la toată. Proiectul numărul 7. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la programul finanțat prin Planul Național. Nu, dar ăsta l-am votat acum, scuze. L-am semnat aici. 8. Ce cu spatele mie? Ia că mai dau direct, dar recunosc! Alții nu! Mi-a dat foarte bine pe 12 ani! Bun, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției UAT cu Hoci, domnul Cosie, la ADI, zona metropolitană Bacău. Ori aici, tot am avut discuții cu doamna secretar de la Reșite și mi-a explicat de ce este vorba. Dacă mai sunt și alte adăugiri, eu cer să fac ce vreți voi, adică să ascultați. Dacă vreți să lungiți, lungiți, dacă aveți dreptul. Ce sunt discuții pe proiect? Nu știu ce ai respectat. Bun, se pune la vot cine este pentru. Da, mulțumim. Foarte bine. Avem proiectul cu numărul 9 și cel suplimentar, după care diverse. Deci, proiectul cu numărul 9, proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Buhocea, terenurilor și clădirilor aferente obiectivului de investiții, sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare cu apă. Asta e despre ce e vorba, ca să scurtăm puțin. Este vorba despre intrarea, demararea procedurilor necesare legale de pentru aducerea în patrimoniul comunei Buhocea acestor paduri din perioada comunei Buhocea. Părății, aș veni aici cu o completare să ne puternicească Consiliul pentru a demara procedurile contractării unui specialist, că avem toate investițiile. Pe... Sunt putem ce știu cum am făcut. Bun. Bine. Sunt discuții pe proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumim. Domnul Stoica, ești împotrivă? Da, mă vindic mâna. Bun, avem suplimentarul cu adisul. Da. Deci proiectul suplimentar de astăzi pe ordinea de zi cu acordul dumneavoastră este proiectul privind aprobarea tarifului de facturare la SCE Consum de SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sorsării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Ori, citind puțin, trecând prin el înaintea ședinței, se dorește reducerea cu aproape undeva la 40%.
30% a costurilor pe care OAT-ul și cetățenii inerenti le plătesc pentru facturare. Și asta datorită faptului că a fost o colectare reușită, selectivă, și banii nu mai decesc. Deci, dacă doriți așa pe scurt niște date, nu trebuie să vă uite. Ascultă puțin. Deci costurile pe reciclare, tariful de facturare, domnul Mocar, scade de la 900 de lei pe tonă la 456 și cel și de aici rezultă un preț de factură de 443. Deci de la 900 de lei 443. E vorba de data când începe. Pentru de aprobat. Pentru aprobat. Hai de tare că Care este diferența dintre tariful de operare și tariful de facturare? Păi, statul ăla, nu am înțeles. Păi, preotul de tariful, dată vreau și să înțeleg ce-au tot. Tariful de operare este acela, a, ăsta e ăsta de ridicare, transport, bănuiesc, nu știu, sincer, chiar nu știu. Păi, de tariful de tariful. Operatorul, de la operatorul, și facturarea, e tot acolo. Pe mine m-a bucurat, spun sincer, când am văzut o reducere de la 900 de lei pe tonă la 400. Tariful de operare, bănuiesc, este tariful pe care îl plătim când colectează. Băi, dacă nu ne-ați spus pe listele, tariful de operare este o valoare, tariful de când pune facturarea, ei constată în operare, adică cei de la Soma, după care avem ei consultul la compostare și așa, da, care face selectarea și își valorificare. Bun, dacă nu mai sunt discuții pe proiect, spun la fel, cine este pentru? Sunt de acord cu domnul Mudeanu. Se abține cineva? Domnul Mudeanu, cum ați vorba? Am. Suspect. A, și domnul Mudeanu a fost. Mai târziu, eu pentru. La capitolul diverse avem câteva zile, domnul Mocanu, domnul Cocu și domnul Grimar. Și eu, dar eu nu știu că domnul. Da, invers, ați tot treia făcut. Nu poți să-ți îndreabă, dar îți ținem după ordinea scrierii. Așa, am scris. Bun, haideți să-i dăm satisfacție de data asta, domnul Grimar, poate nu ne mai jinește. Dar nu, e obișnuit, e obișnuit, nu, da, vă rog, e obișnuit cu așa ceva. După cum știți, să se discute... Haideți, puțin atenție, vă rog. Se discute de mai mult pe proiectele de fotovoltaice. Chiar și pe primării, chiar și pe privat. Instituții publici. Da. Ne-am interesat, dar în funcție de mai multe criterii, contează pe ce plafon de absorpție vom cădea. Adică dacă avem un consum de kilowatts, de la 150 de kilowatts până la 200, ne încadrăm la un plafon de absorbție, dacă cu cât e mai mare, cu atât suma crește. Am luat legătura cu un consultant pe această temă. Urmează să inițiem un proiect de hotărâre pentru puternicirea unui reprezentant de la primărie pentru a demara procedurile legale. La următoarea ședință o să-l invit și pe domnul consultant să vă explice tehnic cum stau lucrurile și eu consider că pentru un plus valoare, discutând de bugetul primăriei, discutând de sursa energetică, cu electricitate, consumul primăriei, consum iluminat public, consum stații, școli și stații de pompare și așa mai departe. Dacă ne încadrăm la un plafon anume,
posibilitatea solicitării. Ne încadrăm undeva la 750 de kW? Nu, noi avem maximul cât la 100, între 100 și 200, 150 și 200 de kW per lună? Per primăria. Ori, cred. Adică ori, primăria mai puțin de poate pe ori. 50 de kW. Noi, ca primărie, am contractat energie electrică prin SEAP 129 de MW pentru întreg an. Aici intră. Dar la momentul actual, să înțelegem un lucru. Adică primărie și urna publică. Domnule, trebuie să candidezi să devii consilier provincial. Eu zic că dacă nu mă gândesc bine pe noi, eu și colegii mei de chiar am mai discutat pe speța asta, pe proiecte, că sunt utile și atunci la regizare. Mă bucur că dacă... V-a convins, domnul consultant, de bine. Pentru voi vă dă niște credit pe la fotoară. Domnul Locar! Domnul Locar! Aș ruga întreg colectivul de față să ne readucem aminte că într-una din ședințele Consiliului Local am votat ca toți cei care sunt bolnavi de boli incurabile, da. Cei care li s-au ars casele, cei care au venit apa peste ei, li se dea o sumă de 3.000 de lei. Toate bune și curate. Nu trebuie. Și-am votat? Da, 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 așa s-a votat. 3.000 de lei. 3.000 de lei. Am votat așa. Domnul Locar, spuneți să reșit la cameră. Nu, dar eu... Vă aduc regulament. Haideți să vă aduc pe hârtie. Da, aduceți-l. Dar voastră, vorbiți după ce vă țineți minte, eu vă aduc pe hârtie. Doamna, eu și-am să vă spun clar. Toate bune și curate. Dacă se întâmplă ceva în satul Bizghir, eu îmi aduc aminte că am și o casă la cineva sau cei s-a ars. Imediat, domn primar, a venit, domnule, la Bizghir, la noi, acolo, știți ce am spus? Dar, domnule, dăm 3.000 de lei omul, că i s-a ars casă. Dar acum, la, acum la noi, la Buhoci, stați un pic, ascultați cu atenție, dar acum la noi, la Buhoci, cetățean care a avut cancer de 5 ani și n-a avut nicio, nici de unele să primească și el un bănuț. A venit concubina și cu fratele lui care are și la 4 case și în naștere cu un picior, cum l-a lăsat Dumnezeu. Acum... Lasă că nu dăm numele, nu-i corect. Dăm și numele, Harfra-l cheamă. Harfra, Ion. Ei, acum când se dea acestui om care a avut acea boală incurabilă, cancer, acum nu sunt bani decât că trebuie, cât a cheltuit pe sicriu, cât a cheltuit domne. Hai să ne aducem toate documentele aia, câți bani am plătit oamenii aia, care nu au niciun ban venit de undeva, pe medicamente. Acum nu putem să-i dăm acea șansă să-și plătească... Ajutorul din mărunt. Băi, ajutorul ăla, dar hai să-i dăm 30, cum am discutat. Dacă vine cineva mâine de la Bizghir, eu sunt convins că cu toții votăm pentru Bizghir, să-i dea bani. Știți acum, știți ce facem acum? Păi nu, dumnealui n-a... Nu. Nu, vorbesc foarte corect, doamnă, că n-a venit, stați un pic, dumneavoastră, când mi s-a ars casa celui la Bizghir, cu ăla la Bizghir, cu ce a venit, care au fost documentele lui, dar care a venit el, ca să ne convingă pe noi să dăm 30.000, cu toți am venit. Nu-i s-o dat bani, s-o dat materiale. Dar materiale numai are de 30.000 de lei. Da, hai să fim serioși, acum, acestui om care a avut cancer de 5 ani, de ce să nu dăm, hai, dăm 5 milioane sau 3 milioane? De ce nu-i dăm și acestui om? De ce nu-i dăm și acestui om această sumă? O să vedeți că mâine, voi mâine, dacă vine din nou de la Bizghir un alt personaj, să vedeți, domnul primar, cum vine, domnule, lăsați-l pe și domnule. O secundă, domnul, vă mulțumesc, Haideți vă rog frumos, un pic de atenție și terminăm. Deci au acuze nefondate, justificat pe documente. Noi, Consiliul Local, am aprobat, printr-o hotărâre, sumele de plată directe către cei nevoiași sau cei calamitați, da, sau alte probleme sociale, de un minim de 2.000 sau direct, de 2.000 direct de către primar, ca să, da, nu mai aducem în Consiliul Local să prelungim lucrul. Cealaltă sumă, de la 2.000 în sus, vine direct în Consiliul Local. Bun. Pentru cei 2.000 de lei, ca justificare legală, se solicită anchetă socială. Da. Din anchetă socială să rezulte cazul,
documente justificative la prezentat, după care se dau bani. La cazul susținut de domnul, că e vecinul lui și Era cu probleme. Vă spun exact cazul. A venit cu solicitare, cu documente justificative care se duc până într-o anumită sumă, nu depășesc 2000, și s-a acordat din ce știu eu. Câți bani vă rog? Conform documentelor justificative, chiar așa scrie și pe cele, că de obicei așa transmit mai departe către compartimente. 2. Acolo e un caz un pic mai special. Solicitarea este făcută de un cetățean, fosta concubină, care încă nu-și are domiciliu pe raza comunei Boci. E un pic mai complicat. Dar am făcut fratele. Păi nu mă întrebați pe mine, pentru dumneavoastră au venit cu facturi în numele concubinei. Dar am trecut peste asta, mi-am asumat riscul și nu mă acuzați că nu. Deci mi-am asumat riscul și am dat drumul la bănuți. Deci asta e adevărul. Nu e inventat și am sudat pe radio șansă. Acum vă spun. Câți bănuți? Dați seama aici o hotărâre mai veche, luată tot de noi cu majoritate, dumneavoastră care erați președinte și din atunci. Nu, vor fi aprobate prin dispoziția a primarului, 2000, pe baza de documente justificative, da? Deci este clar. Altă, un alt paragraf. Sumele ce depășesc 2000 de lei vor fi aprobate prin hotărâre de CL. Pe baza de documente. Bun. Și atunci, dă-mă hotărâre de CL cu o sumă minim necesară acestei familii necăjite de 3000 de lei și am rezolvat problema. Sunteți dat rezolvat. Păi noi aprobăm. Aprobăm aici timpul bolii și solicita o sumă, i s-a acordat. Și dacă dumneavoastră nu știți cronologicul ăsta lucrurile, deci una e să cer ceva pentru tratament, una e să cer ceva pentru încormântare. Domnul președinte, dacă veniu toate bolurile astea de la medica, de care recupera un care are cancer și acum găsim pe cei de la biscuit, trebuie să-i ajutăm, domnule! S-a acordat 860 de lei. Da, 860 de lei, vedem de la mișto, domnule. 1160 de lei. Justificare. Dar poate să vină cu justificare, dacă nu ați știu să-i spuneți omul gata, ai zgăți-mă. Aștia de la mișto. Doamna, la aia de la mișto sunt justificare totdeauna. La aia de la mișto sunt justificare. Băi, ce-am zis să-mi zic, dar puteți să mă iei votul, dragul. Este o mică diferență, stați un pic. E o mică diferență, noi nu trebuie să aprobăm, nu trebuie să aprobăm.
venit în Consiliul Local să solicitați ajutor pentru tratament. Doamna, doamna, când a venit doamna femeia aici și cu fratele, lăsați dat pe frate să stea afară și l-ați chemat pe doamna. Acum găsiți un alt mijloc, când a venit. Doamna, eu știu ce ați spus, cum ați procedat. Și acum noi, în Consiliul Local, nu vrem să vedem. Noi, în Consiliul Local, nu vrem. Nu vrem să ajungem pe cineva. Și aș vrea să fie tratat, nu cred, că după ce am înțeles s-a fost la primărie, da. Vreau să fie tratat ca tare și omenești. Să fie, da. Tot la fel tot cu cancer și tot la fel o să se trateze. E de la cuvânt. Ba mai să nu, s-ar putea să fie de la mișcheri. E vorba de un copil. Nu, știi ce dacă e copilul ăla? Tot fiți și copilul cel ăla din 40 de ani. Tot copilul. Haideți să-l lăsăm. Vorbim din comuna Buhor, s-ar Buhor, da? Foarte bine situația, vorbim foarte bine. Da, poate, să știu și de aia. Ce se ia pe măsură? Nu ar trebui. Domnilor consilieri, niciodată nu a fost judecat vreun caz preferențial. Deci toate au fost în baza legii și din contra am venit cu sprijin din toate părțile pentru a aduce plus valoare. Am avut copil la maternă care trebuia externat, nu avea nici păturica de înfășare. Ne-am mobilizat de la primărie, s-au făcut demersul, a venit și după aia știți foarte bine ce s-a întâmplat. Deci poate nu știți pe asta de pe mașină. Mai mult și decât atât știu. Dacă, în afară de sprijinul venit de la guvern, de la celelalte entități, o să mai trebuiască un sprijin din Consiliul Local în baza unei cereri, o analiză. Cum de altfel am făcut și cu cealaltă solicitare pentru tratament, pentru un caz, n-am terminat de cerat, să-i cumpărăm pastile. Să-i cumpărăm pastile de 2 milioane la un caz. Și nu s-o aprobat nici atunci. Nu știu de ce. Lăsați-o că orgolii pe parte și haideți să... Tot s-a pus că la Bișghir. Persoana aia pentru 2 milioane trebuia să-și ia pastile, că nu are venituri să-și băcă traiul și de ce. Dar și n-ați fost de acolo. Și acum ați fost de acolo. Avem aici două cazuri, care din câte am auzit sunt de o gravitate maximă. Haideți să rezolvăm problema. Oamenii ăștia, din câte am înțeles eu, chiar trebuie ratați, și atunci, haideți să facem tot posibilul, dăm o hotărâre de cele și îl puternici pe domnul primar să rezolvi problema asta. Corect. Nu mai de acord, nu mai trebuie să vină cu o cerere. Vine dumneavoastră, vine și doamna. Și cadrul legal. Doamna, cu cine o cerere. Dacă beneficiază de aceeași sprijin de la tine. Avem consens aici, asta e problema. Să vă spun și eu ceva. Și vreau să vă... Dați un pic să vă vezi și eu, da? Știu că Consiliul Local a aprobat acel regulament în anul 2015. Siguranță. Dacă vreți, îl reactualizăm. Deci există un regulament. Să modificăm. Ce care trebuie? Facem tot posibilul ca cetățeanul să primească atenția cuvenită. Mai ales în cazuri extreme. Atunci tot știu eu. Dar noi nu știam noi atunci de cazuistică pe spețe de genul. Eu ce am vrut să vă spun, nu v-ați spus că e special. E un caz mai aparte. Așa. Și așa trebuie să discutăm cu media. Pentru că ceva aruncă altul. Am să vă spun, eu mai fac copii în viața asta mea. Eu nu aveam de 40 de zile, în acești oameni nu aveam de 40 de zile. Am scos din buzunarul meu, ia de 5 milioane. Fraților, nu că ții morțiși la un vot, că femeia nu poate papotează pe mine, că nu-i de aici. Dar faptul că totdeauna ne mințim și spunem că îi ajutăm pe cei de la voci, e păcat. Acum trebuie să luăm această vină. Acum! Vă spun eu! Bun, deci hai să nu ne înțeleasă. Avem consens pe chestii de genul ăsta. Hai să ajutăm dacă se poate și se poate. Eu am să vă întreb o chestie foarte importantă. Se poate face un braț fără cineva să asigure bani ca să cumpere mâncare? Nu se poate, doamne, nu se poate. Faptul 2000,
Amendăm regulamentul. Nu. Îl actualizăm. Da, așa durează oară și celălalt. Faceți-o dumneavoastră. Vă veni cu toate bonurile alea care cumpăra medicamente. Pentru că omul... Doamnul Mocanu, și să mai faci un... Măi, vii cu toți copiii care beau... Și să-ți facă bonul din faptul. Dar atunci ce să mă aducă, doamne? Să-l aducă pe mor. Alo, să-l aducă pe mor. Domnul Mocanu, din câte am înțeles? Să ne pună în cum să cheamă aia. Bine, prima fază, poți, din către prima. Nu mă, care că... Care cererea cu toată. Bine, păzirul, care cerere și o aprobă. Deci, oameni buni, faceți diferența între un ajutor de înmormântare și un ajutor de boală. De boală. Tratament. Că sunt unele, pastile care sunt subvenționate de la stat, chiar dacă apare de pe factura acolo. Haideți să nu jucăm la glezi. Dar le analizăm împreună. Le analizăm împreună și le discutăm. Dar nu de acum să o după ce s-au luat de așa. Nu avem suport legal deocamdată, conform regulamentului privind interioare, să luăm o decizie. Dar haideți să luăm o decizie de principiu aici. Decizia de principiu nu are valoare legală, din păcate, dar o notăm acolo în procesul verbal pentru a nu mai permite niciunui consilier de la masa asta să spună că nu a fost sau că a fost de acord. Nu treceți doar în Consiliul Local. Să punem la vot dacă avem de gând să... Unanimitate. În unanimitate sau avem de gând să ajutăm cazul de genul ăsta grave și să demarăm proceduri legale pentru a o face și cu respectarea legii. Da? Da? Și atunci... Acest regulament așa cum s-a înțeles. Dar nu e bună ideea asta, așa nu mai vine nimeni mâine sau pe mâine. Se spune... Domn președinte, domnul președinte, cum să luăm noi un acord de principiu? Un acord de principiu, chiar dacă nu are valoare legală, este un acord care îl dau niște bărbați. Un angajament. Care să-l respecte. Care sunt bărbați? Au fost aici cazuri de acorduri dintre bărbați care nu și l-au respectat. Dar nu discutăm despre cazuri. Discutăm că n-au fost bărbați. Discutăm de bărbați. Cum putem să trecem într-un regulament? Să dăm medicamente retroactive. Nu dăm retroactiv. Băi, asta vrea domnul Mocanu. Asta vrea domnul. Cum nu vrea asta? Domnul Mocanu. Noi aici discutăm despre ceea ce avem de făcut. Când pentru mormântare, în loc de 3.000, dăm 4.000. Domnul Mocanu. Domnul Mocanu, n-ați trebuit să auzi că-ți bani s-a dat? 12 milioane de ori acum. Domnul Mocanu. Oameni buni, stați jos aici să vă pot un pot. Sunteți de acord. Cu cine ții tu? De fapt, cu cine ții, mă? Tu a fost 12 milioane și nu știi cum sunt 12 milioane. Domnul Mocanu, trebuie să-și ia banii înapoi. Sunteți de acord și să punem la vot chestia asta. Dar cât vot e atât? Aici se vot